scrisele, nu? Da. Tu înregistrezi acum cu sonor? Da. Deși este aici, retras din lume, a avut și are forța de a trăi în mijlocul lumii, în centrul lumii. Și am putea spune că modesta sa chilie de cărturar de la Bistrița este centrul unui adevărat univers spiritual. Îi mulțumim Maicii Starețe Mihaela Tamaș, în primul rând pentru că Părintele Veniamin Micle, de o bună bucată de vreme în viața Sfinției sale, își poate aici împlini dubla sa misiune, sigur, în primul rând aceea de preot, de slujitor al altarului și, în al doilea rând, de cărturar. Întreținând flacăra unei adevărate școli cărturărești aici, la Bistrița. Și mulțumim de asemenea Maicii Starețe pentru că a binevoit să găzduiască această sărbătoare de suflet prilejuită de două evenimente în biografia Părintelui Arhimandrit Veniamin Micle. 65 de ani de viață și 50 de ani de călugărie. Pentru mine vreau să vă mărturisesc că e tulburător acest fapt, că la 15 ani Părintele Micle a îmbrățișat și a asumat, nu știu cât de conștient poate să ne spună dumnealui, dar oricum cu o intuiție,
cu o pornire, cu o chemare lăuntrică extraordinară, să ne gândim fiecare ce gândeam, ce simțeam și ce făceam la 15 ani. De aceea, pentru ca noi să aflăm cât mai multe lucruri, e un prilej de a afla și ceea ce nu scrie Părintele Micle. Ceea ce nu ne-a spus, nu ne spune de obicei. Deși vreau să vă spun că dialogurile, convorbirile în chilia Sfinției sale sunt foarte instructive și chiar îmbogățitoare de spirit. Așa încât o să părăsim canoanele obișnuite și cele care sunt de altfel înscrise și în program și toată întâlnirea noastră va fi așa ca un mic festin. Astfel încât să aflăm prin dialog, provocându-l cu întrebări cât mai incomode, atât din partea mea, cât și din partea dumneavoastră, să aflăm cât mai multe lucruri despre Sfinția sa, nu dintr-o curiozitate, să zicem noi, fie și cărturărească, științifică chipurile, ci pur și simplu din dragoste și din prețuire pentru Sfinția sa, adică să-L cunoaștem mai bine. Și poate că în felul acesta ne cunoaștem și pe noi mai bine, oglindindu-ne în destinul Sfinției sale. În ceea ce mă privește, Părintele Beniamin Micle a intrat în conștiința mea în primii ani 90, când predecesorul meu, unul dintre predecesorii mei, profesorul Mihai Bușe, care va veni, Părinte, așa mi-a spus, că doriți, i-am transmis dorința dumneavoastră de a veni, de a participa și a zis că vine. Deci, fiind implicat în comisiile care a avut mai o inițiativă de acordare a premiilor culturii, inițiativă pe care, din nefericire, am abandonat-o. N-are rost acum să spun de ce a fost ea abandonată încă de alt predecesor al meu. Și nici nu m-am mai comentat. Am găsit o altă formulă, dar sigur, n-a fost ceea ce... n-a fost o continuare a ceea ce a fost. Și atunci am aflat prima dată despre numele dumneavoastră. Cărturarul de la Bistrița. Părintele Beniamin Micle. Și de atunci, sigur că, treptat, dumneavoastră ați intrat în conștiința noastră, în agenda noastră, în... v-am făcut parcaj la frământările noastre, așa încât vedeți câtă lume a venit să vă sărbătorească, să vă spune adevărate dinastii care coboară până la începutul mileniului de care abia ne-am despărțit. Spuneți-ne, vă rugăm, care sunt obârșile dumneavoastră, care sunt rădăcinile dumneavoastră și cum ați reușit, că asta e o performanță extraordinară, cum ați reușit dumneavoastră să vă reconstituiți acest arbore genealogic? Sunt foarte gelos că eu n-am putut... tradiția orală spune că strămoșul meu a venit de la Porcești, Turnul Roșu, de dincolo de Carpați, din satul regretatului Sergiu Purece. Am găsit numele respective crucile din cimitir. Dar mai mult decât tradiția orală, care, deci, decât sfârșitul secolului al XVIII, sfârșitul secolului al XIX, n-am putut să povor, că n-am avut, nici n-am fost eu așa un harnic scotocitor de documente, cum sunteți Sfinția voastră. Poate că mai târziu o să mă așa. Deci, cum ați reușit să vă determinați această îndelungată scară genealogică? Vă rog. Într-adevăr, ascultându-l vorbind pe domnul profesor, doctor Diaconu, mi-a venit în gând de cuvintele Mântuitorului care zice că din prisosul inimii vorbește gura.
Deci, cred că domnul director a vorbit din suflet, din inimă, toate aceste cuvinte care mi le-a adresat. Eu îi mulțumesc foarte mult și îmi convine modul cum a propus și a organizat această întâlnire prin întrebări și răspunsuri, că parcă sunt mai spontan să dau răspunsuri decât să țin cuvântele. Despre originea familiei noastre am știut chiar din familie. Tata, la vârsta de 7 ani, probabil că era o inițiere păstrată din moș strămoș, mi-a spus, Valer, vezi că noi suntem nemiși, adică nobili, dar nu spui la cineva să audă ăștia. Eram 46 și venise ăștia, știți? Și știa totuși să păstreze taină. Eu am păstrat această taină și n-am spus la nimeni. Ulterior au ajungă la școală, am învățat despre Nemeș. Și la școală mi se spunea că au fost exploatatorii, poporul, dușmanii de casă. Și atunci mi-a zis, bine, probabil pentru asta tata mi-a spus ca să nu zic la nimeni, ca să nu afle cine mi-a fost strămoșnește. Însă, ulterior, pe când am citit eu altfel istoria, m-am gândit, totuși, cine au fost strămoși? Cum au putut fi ei Nemeș? Că noi eram țărani. În 1998, la Vâlcea, a avut loc o întâlnire a directorilor muzeilor din țară. Printre ei a venit și directorul Mihai Dăncuși de la Sighet și domnul Bardașu, fiertate, care era director la muzeu, i-a spus că avem și noi Mara Mureșan aici. Cum îl cheamă? Mică. Mă-l-ai nobil, asta nu știu ce să spun. Vreau să o cunosc. Și a venit la mine la Bistrița, Părinte, felicitări, un vechi nobil, un nou nobil ca mea, și eu în clipa aia m-am pierdut, eu am uitat ce mi-a spus tata. Și din potrivă am încercat să justific că nu cred că sunt nobil, pentru că nu sunt din Maramureș, că noi trăiam în țara Chioarului. Și desă, nu, părinte, stai liniștit că îți trimit toată documentația. Și într-adevăr mi-a trimis fotocopii de pe diplomele de nobilare din secolul al XIV-lea, unde apar strămoșii mei, și mi-a trimis și o monografie. Pentru că după unirea Transilvaniei cu țara românească, unii intelectuali români s-au ocupat de genealogia unor familii deosebite. Și unul preot Ion Bârlea, care era bun cunoscător, preotul catolic, bun cunoscător al limbii latine, s-a ocupat de familia Mitre. Și el a adus-o până în secolul al XIX-lea. Și apoi, ulterior, de ce l-am adus pe domnul profesor Valer Oso, ca un martor. E cel mai mare specialist, că domnul m-a întrebat de unde am reușit să fac genealogia. Dânsul este cel mai mare genealogist în familiile nobiliare ale Maramureșului și în special a țării Chioarului, unde s-a stabilit unul din strămoșii mei. Că unul din strămoșii mei, Ioan Micle, fiind nobil, avea dreptul să lupte în preajma regelui. Și în lupta de la Baia împotriva lui Ștefan cel Mare, Ioan Micle era în preajma regelui. Și regele Matei Corvin a fost rănit și el a salvat, spun documentele, diplomele, Ioan Micle l-a salvat împreună cu frații săi și cu apropiații lui. Și atunci Matei Corvin l-a nobilat pe Ioan Micle și l-a făcut liber baron. Era cel mai înalt rang nobiliar care se acorda unui nobil. Și e foarte interesant ce vreau să vă spun. Că am meditat de multe ori și m-am gândit. Nobilii nu se făceau așa cum s-a făcut la noi membrii de partid. Era greu și asta. Acum e ușor. Deci, dar la ce mă refer? Când s-a făcut la noi, când s-a propus la noi în sat ca să propună satul niște membri de partid, satul a trimis pe cei mai slăbănoși, înțelegeți? Nobilii se făceau, într-adevăr, dintre personalități cu calități. Și morale, și fizice, și bogăție, și vitejie, și așa mai departe. Și ce vreau să vă spun? În familie la noi, aceste valori erau respectate. Noi, familia, țărani, nu? Am primit o educație aproape militarească. Eu m-am gândit că poate tata e preastă, dar așa era educație.
Și mi-am explicat acest fenomen când am auzit în interviurile lui Bălăceanu Stolpuci, care tot descendent de familie boierească, și spunea și el, la noi în familie a fost educație militarească. De mici puși la lucru, la treabă, la ascultare, la școală și nu. Așa se face educație. Și foarte interesant, părinții mei aveau conștiința că sunt nobili și activau în consecință, dar fără eforturi. Era ceva natural. La noi în casă, munca a fost muncă, tata mă scula la, când aveam 13 ani, mă scula la ora 4, pe ceasul vechi, punea coasa în spinare și mergeam la coasă și lucram tot în ziua până seara. Deci la 13 ani. Să nu aude mai stare, să nu cumva, că dacă vă dă coasa acum la spinare și vă dă ascultare aici. Nu mai are exercițiu, domnul director, așa că... Dar am fost și aici, știi? Ați fost? Da. Da? Am fost și acum, am fost și sa. Așa. Doar, ce se întâmplă? Am constatat că familiile acestea aveau și conștiința, dar aveau și un caracter deosebit. Și în spiritul ăla am crescut. Mulți nu m-au înțeles. Așa e, domnul inspector. Au crezut că sunt ambițios. Au crezut că urmăresc nu știu ce. Au crezut că sunt rău. Nu sunt ambițios. Ăsta sunt. Prin fire. Când mi-a spus profesor. Eu când văd, când aud o minciună, pentru că se răscolește tot în mine, să știți. Deci nu din... e ceva firesc. Crescut în cinste, s-a fac o rugăciune. La noi, în casă, rugăciunea era rugăciunea. Părinții mei se rugau în fiecare seară și dimineață. Așa ne-am lăsat și pe noi. Iar... Mai avuseserăți în ascendența dumneavoastră, avuseserăți preoți ceva? Nu. Păi am avut chiar din secolul XIV, în Miroslav, era unul din frații lui Giula, care a fost preot. Și apropo de această genealogie, dumneavoastră știți exact cine a fost, deci, moșul, strămoșul și iar strămoșul și iar strămoșul și toată scara. Așa, așa. Îl știți după nume? Și în ce secol? Aduc după hârtie, dar din cap nu. Nu, nu, pe hârtie, nu, pe hârtie. Pe hârtie, da. Deci, v-ați reconstituit tot arbul genealogic. E două. Și cam cât sunt așa pe scara asta, câți moși sunt până la primul moș? Fabulos. Veți fi de acord cu mine că este un unicat? Nu prea țin minte. Am pus așa cam 3 pe secol, deși poate că ar fi 4, în 7 secole. Deci cam pe 30. Dar oricum, nominal? Da, nominal. Nu așa numărați la... Veți fi de acord, stimați prieteni, că așa ceva este un unicat. Și ne bucurăm că părintele pe care îl sărbătorim este viță de nobil, dar noi nu-i acordăm noi, îl recunoaștem și îl respectăm cu cel mai simplu titlu. Cărturarul de la Bistrița. Și așa am notat în această... diploma pe care îmi îngăduiți să-i o dau acum la început de dialog, de se acordă arhimandritului Veniamin Micle, cărturarul de la Bistrița, pentru valoarea excepțională a operei sale teologice și istorice, pentru devoțiunea cu care slujește cunoașterea și afirmarea spiritualității ortodoxe în spațiul românesc, la împlinirea vârstei de 65 de ani. Cărturarul de la Bistrița. Domnule Hosu, este prima dată când vă avem în mijlocul nostru. Să-mi îngăduiți să vă prezint și pe colegii mei, ca să știți în ce anturaj vă aflați, nu? Și eu îmi privesc și pentru ceilalți, și pentru domnul primar, care este noul edil al Comunei Costești, o comună foarte grea, în ghilimele, din punct de vedere al tradiției culturale și al patrimoniului. Și îi mulțumim că este alături de sărbătoritul nostru. Deci, înainte de a vă ruga pe dumneavoastră să vă prezentați și o să vă provoc o întrebare, domnul doctor, profesor doctor Cornelu Tamaș, fost multă vreme directorul arhivelor statului la Râmnicu Vâlcea, acum se cheamă Arhivele Naționale,
Domnul Petru Ia. Stai să două cuvinte. Da. Să-mi dai și mie o diplomă, că eu îl depășesc pe prea. Da? Cu ce? De Ion în Ion i-am spus, până la Sfânt Ion Botezătorul. La copii, ce mai? Să mă scrieți acolo. Da. Domnul Petre Petria, bibliograf, care este autorul primului și celui mai consistent dicționar al personalităților vâlcii, deci dumnealui este o adevărată instituție, a scos până acum două volume. Colega mea, sociologul Licia Rizea, lucrează la Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național, este omul numărul unu în materie de evidență, de clasare, de toată problematica patrimoniului și, sigur, are continuare preocupările domnului sale de sociolog, de cercetător. Domnul profesor Costea Marinoiu este de o viață, am putea spune, directorul librăriilor, e bătrânul nostru librar și în, totodată este președintele Societății Culturale Anton Pan, dumneavoastră fiind istoric al culturii noastre, mai ales al cărții. A publicat cărți despre istoria cărții lucene. Domnul profesor Eugen Deca este directorul bibliotecii, directorul Muzeului Județean, istoric și etnograf. A condus multă vreme Muzeul Satului de la Bujoreni. Doamna, domnișoara directoare a muzeului, directoarea adjunctă a muzeului, domnișoara Liliana Beu. Doamna profesoară Elena Stânca, directorul Centrului Județean al Creației Populare, deci etnograf de meserie și conduce de an bun această instituție. Domnul profesor dr. Ioan Stelază, președintele executiv al Fundației Culturale Sfântul Antin Ighireanu. Sfântul Antin Ighireanu este proprietorul spiritual al Râmnicului. De mulți ani, de câțiva ani de zile. Domnia sa, având, fiind cadru universitar, scriitor și etnolog, domnul Ioan Stelazăr. În spatele dumneavoastră este un alt Lazăr, avem noi un nume predestinat pentru cultură, domnul Dumitru Lazăr este filolog și dumnealui este directorul Bibliotecii Județene Antin Ighireanu și este cel mai glorios dintre noi, pentru că recent a inaugurat noul local al bibliotecii noastre. Sunteți de la Cluj, da? Bine, mi-a dat la Baia Mare. Sunteți de la Cluj sau de la Baia Mare? Păi, originea de acolo, de la Baia Mare. Cluj, da? A fost coleg, nu a fost coleg cu regretatul? Traian Brav. Traian Brav, da. Da. Ne-am întâlnit atunci. Părintele la... Protoiereu, protopopul locului, da, părintele Ion Marin. Părintele profesor Petre Mateiescu, care cu modestie se recomandă popă de țară. Dar asta e numai așa, o metaforă. Da, de faptul de-a lui este, da, un moment istoric, da, în apropierea Râmnicului, dar de-a lui este profesor la seminar și este inspectorul școlar pe materie, pentru religie. Unul din colaboratorii noștri de bază, de altfel și colaborator apropiat al Preasfințitului Gherasim, care n-a putut să onoreze invitația noastră, fiind tocmai la Tehnodiol, unde își face cura. Pe partea aceasta, colegul meu, profesorul Florin Iepure, lucrează tot la Direcția pentru Cultură, părintele Grigore este trimisul extraordinar și plenipotențial al părintelui exarh al mănăstirilor, părintele Stares de la Cozia, Bartolomeu Andronii, care este excedat de grijile care le are, că este și stareț și este și directorul seminarului. I s-a dat o ascultare, i s-au dat mai multe ascultări și părintele Grigore îl reprezintă. Domnul primar al comunei în care ne găzduiește și domnul profesor doctorand, ce mai doctor, că peste cât timp își ține teza, o teză despre limba românească veche, da? Textele secolul XVI, da? Așa? Și care este cel mai tânăr pensionar. Pentru că acum câteva zile a fost pensionat tot de la instituția Direcția Arhivelor Naționale și mă gândesc cum o să trăiască când a lui
așa, fără, nu mă doresc însă că va avea ce face. Și oricum nu va părăsi arhivele, nu? Studiu, sala. Și părintele arhimandrit Chesarie, doctor Gheorghescu, de la mănăstirea dintr-un lemn. Deci, cărturarul de la noi la fiecare mănăstire avem câte un cărturar, așa că, da, domnule Hosu, pentru că părintele sărbătorit va recunoscut ca un specialist în materie genealogică. În afară de ceea ce ne spune dumneavoastră, poate ne spune și despre dumneavoastră, să vă cunoaștem, să ne cunoaștem, că în fond e un privilegiu de a ne cunoaște și poate că relațiile vor colabora, vor continua. Spuneți-ne, totuși cum e posibil, prin ce miracol s-au putut, nu, deci există o bază documentară pe care părintele a reușit să o, să o identifice și să-și, fiecare dintre noi am avea, nu, acest mic orgoliu. Cum e posibil? Și sigur, ce mai doriți dumneavoastră să ne spuneți? Sigur, și cu referire la faptul că sunteți pe meleagurile sărbătorite. Dar vă rog să luați loc, să nu, să ne simțim bine. Excelențelor voastre, domnilor părinți, maică stariță, domnilor și domnilor, ilustre și nobile domn, nobil Valer Mitler. Folosesc această formulă pentru că ar trebui reașezată la locul ei. Titlurile nobiliare n-au fost desfințate niciodată, niciodată cu 1848, așa că titlurile personale nobiliare sunt valide și astăzi. Și pot fi revendicate de către cei care vreau să mai fie nobili. Și nu văd de ce n-ar vrea. Pentru că n-a fost nimic rușinos în treaba asta. Dar atâția ani în care noi am văzut elitele societății românești, boierimea, nobilimea, drept o clasă reacționară, care n-a făcut decât să exploateze, când ea, de fapt, era posesoarea nu numai a pământului, ci și a libertății, și a culturii, și a legislației, a justiției. Deci era însăși esența unei națiuni. Deci trebuie să ne reconsiderăm întreagă această viziune care nu corespunde și nu merită să fie acordată acestei elite a societății românești, fără care nu există un popor. Și zic eu că un neam care nu cinstește oamenii de spirit și elitele, nu merită să existe. Azi, aici la Sfânta Mănăstire Bistrița, oștea intelectualității vâlcene, salvează numele, în numele întregului românesc, sărbătorind un mare cărturar și învățător, continuator prin veacul modern al purtătorilor de biblioteci în stațiile lor de ardeleni, rătăcitori prin patria limbii române. Părintele arhimandrit Veniamin Micle, proeminent om de cultură pe care dumneavoastră îl recunoașteți ca atare, este purtătorul efervescențe de duh și de fapte istorice al unei străvii familii chineziale maramureșene. Documente care se păstrează în arhivele maghiare, ale Vaticanului, ale Poloniei, ale unor instituții care au reușit să-și conserve documentele de-a lungul epocii, atestă o nobilime românească în Transilvania ca atare, românească. Odată cu recunoașterea cnejilor ca și nobili în Maramureș, acești nobili români apar pentru prima dată în documente cu numele român ca atare, recunoscându-se drept românul nostru Dragoș, românul nostru Giula din Giulești, românul nostru și așa mai departe. Deci, acea nație pe care o da nobilimea exista în Transilvania prin acești nobili maramureșeni. Nație valahica exista. Nouă, mult timp, istoriografia maghiară și politica maghiară ne-au negat existența ca și nație,
Pentru că, și că n-am fi avut aceste elite. În ultimii ani, s-a reluat, deci chiar acum, în ultimii ani, s-a reluat studiul asupra nobilimii, întrerupt din considerente ideologice, știind în acești ani, și avem surprize tot mai mari. Personal, m-a pasionat Marea Mureșul și, în special, Dragoșești, ca întemeitor al Moldovei, vestălegător al Moldovei, și am scris o carte, Marea Mureș pe cete de țară, în care am demonstrat, pe baza documentelor și a mișcării nobilimii maramureșene din secolul XIV, amprenta puternică pe care a pus-o Marea Mureșul, prin dreptul valac, prin dreptul românesc, prin organizarea românească, asupra noii formațiuni statale, care s-a întemeiat dincolo de Carpați, atât sub tutela Poloniei, cât și a Ungariei, dar în esența ei, aceasta a avut toate trăsăturile voivodatului maramureșan, care, ajungând la un anumit nivel de statalitate, a fost întrerupt și tot această elită românească, aproape toată, s-a translat dincolo, în Moldova, întemeiat cu băștinașii, bineînțeles, care se aflau însă sub alte ocupații, sub alte asupriri, au întemeiat acest stat de o vigorozitate exemplară. Deci, în 17, Părintele Veniamin are o rudenie, Costan Nicle, care a urmat la Blaj școli înalte ale preoției. Pentru a conserva libertatea, un Ștefan Nicle din părinți, ajunși oamenii bisericii în Feleacul Clujului, a făcut studii strălucite la Liceul Ziariștilor din Mare Centru Cultural al Castelvaniei, apoi a urmat facultăți în Imperiu, ajungând în final profesor universitar. E cel care, ajungându-l pe rectorul Simeon Bărnuțiu, în calitate de prorector, numiți amândoi în aceste funcții de către domnitorul Alexandru, după moartea acestuia, rămânând și un remarcabil profesor de chimie. Dar, paradoxal, numele său e mai puțin vehiculat în cultura românească decât cel al soției sale, celebra Veronica Nicle. Prin sărbătorirea unui autentic și profund învățat, Părintele Arhimandrit Veniamin, primit în acest alt pământ românesc ca și cum ar fi fost odras la voi. Împlinind aici la autentic. Povestiți-ne pe scurt cum a fost, în ce context, cum ați avut dumneavoastră această opțiune care, iată, s-a transformat într-un mănăstire. Satul nostru era aproape de mănăstirea Sfânta Anna și mulți credincioși făceau pelerinaje anuale, mai ales cu ocazia. Și eu am auzit, mama îmi povestea, e o mănăstire, e o biserică, e o pădure, acolo sunt călugări, să roagă, nu știu. Acesta a fost motivul sau și altul. Pentru că eu știu că și tata vrea să se călătorească. S-ar putea să fi fost și ceva transmitere, așa, genetic. Așa, și probabil a fost și o moștenire, noi zicem în limbajul bisericesc, o vocație. Deci eu, la vârsta de 5 ani, v-am spus că am zis, vreau și eu la mănăstire. Mama mi-a spus că nu se poate să fac carte, nu știu ce. În bine, m-am conformat. Dar nu regret. La vârsta mea, am impresia că am gândit călugăria și la 15 ani, cum o gândesc acum. Că sunt foarte sincer. Adică am aceleași sentimente despre călugărie, despre tare, parcă și atunci gândeam cum gândesc acum. Deci, trag concluzia că parcă a fost ceva ființial, ceva organic vieții mele. Că n-am simțit greutatea călugăriei, n-am simțit greutatea greutăților la care am fost expus. Eu am fost expus la probleme, la încercări, grave și greve, de tot. Dar toate le-am luat în lumina asta a monahismului. Și ziceam în sinea mea, bine că nu știu ăștia unde să mă atingă.
aveați și pe vulnerabile? Aveam monahismul, care era viața mea. Și acolo nu știu să mă ating. Înțelegeți? M-au atins odată când m-au dat afară din mănăstire, însă v-am spus și când m-au dat afară din mănăstire, eu am rămas foarte semn. Aveam 20 de ani, după regulament, aveam dreptul să mă reîntorc la 55 de ani, că așa prevedea regulamentul. Și am zis, nu-i nimic, 35 de ani, oricât și ăștia, mă angajez undeva, lucrez la 55 de ani, într-o mănăstire. Așa am gândit. Deci am plecat foarte semn. Și de aici trag eu concluzia că Dumnezeu, cunoscându-mi intențiile mele, nu m-a lăsat 35 de ani în lume, m-a lăsat cam 6 săptămâni, 35 de zile, probabil, ziua așa. Dar eu că stau de 72 de ani în lume, părinte, ce vezi? Ei, poate cine știe vocațiile, cum să zic, nu știți când să nasc. Sunt împărțite vocațiile. Părinte, sigur, mă rog, nu știu, prietenii părinții ce cred, dar oricum, mie mi se pare un gest extraordinar această opțiunea noastră la 15 ani și încă o dată fac apel la fiecare să se gândească ce gândea, ce simțea și ce făcea la 15 ani. Dar vreau să vă mai întreb, nu v-a tentat niciodată să abandonați acest drum? N-ați avut niciodată așa, să zicem, un moment în care să regretați opțiunea la 15 ani? Nu, categoric. Niciodată? Așa. Deși mi s-a oferit ocazie. De exemplu, când am cursat din facultate, mi-a spus chiar mitropolitul. Zice, du-te și te-n soară. Era monah. De la Palan. Du-te și te-n... Nu, Palan era, că era Palan. Du-te și te-n soară, te fac preot și îți dau o parohie. Înțelegeți? Deci aveam dezlegare de la episcop. Cine era? Deci era episcopul mitropolitul Ardealului. Da, Nicolae Palan. Da. Și am mers la și mitropolit. Totuși, era oarecum era un spat, era de la... Da, și era dezlegare, era o dezlegare, da. Și totuși nații... N-am acceptat. Și am mers la Mladin, care era profesor, la un profesor de morală. Urmașul lui Palan, scau, da? Și a pus problema. Am pus problemă, zic că am fost la NATO și NATO ce spune el. El mi-a dat un răspuns așa că am îndoit pe el și n-a fost mulțumit. Păi, părinte, dacă vrei, bă, dacă nu, nu, cam așa, știi. A lăsat la liber vă să arbitre. Așa. Se vine celălalt care totuși vă îndemnase să vă preoțiți. Mie nu mi-a plăcut răspunsul. Mie îmi plac răspunsul de tranșant. Da, da. Și aici supără pe mult. Dar nu, ce face? Așa sunt. Și atunci eu i-am zis, Părinte profesor, sunteți călugăr, sunt și eu călugăr. Am făcut un jurământ. Cum am putea noi abandona acest jurământ? S-a scălat de seama, a putea să părinte, ai dreptate. Înseamnă că dumneavoastră simțea asta la cercetat, totuși. Lăsându-vă așa, spânzând în doi meri, da, să vadă încotro vine cugetul dumneavoastră. Mai bine un călugăr simplu decât unul cărturar. Nu te duci la mănăstire. Așa, pe plecat la mănăstire și apoi am ajutat în mănăstire o bună și am nu, așa. Că problema nu se punea așa, părinte. Problema se punea între călugărie și a accepta totuși viața lumească. Deci ar vă întoarce în viața lumii. Deci n-ați fost tentat niciodată să vorbeți. Categoric. Deci am avut ocazii și aprobare oficială de la eraș. 50 de ani de atunci, de când părintele Beniaminicle a făcut această opțiune fundamentală, care iată s-a transformat în destinul său, ar fi deprisos și ar fi frivol, zic eu. Cu un cuvânt mai aspru, ar fi frivol să ne închipuim cum ar fi arătat viața părintelui dacă s-ar fi rupt, dacă ar fi abandonat. Noi ne bucurăm astăzi că iată părintele a convertit cei 50 de ani de călugărie într-o jumătate de veac de cărturărie și nu întâmplător părintele Micle a oferit părintelui Moga posibilitatea de a aduna în aceste, i-a oferit materialul adunat pentru o carte.
trebuie să fiu sincer, părinte? Da, eu mă gândesc că asta e o carte lumească. Da, pentru că da, e un fel de răzbunare a omului de lume, pentru că numai noi ăștia civilii ne gândim și chiar ne încrâncenăm să la un moment dat să adunăm într-o carte, nu-i așa, ce am făcut, ce așa și pe dincolo. Dar o punem în paranteză această știți de ce? Opinia mea. Știți de ce am acceptat? Da. Aici, pe pagina asta de gardă, scriem, da. Consultant, da. Profesor Bătăr. Da, e bună, bună. Deci, stimați prieteni, în această carte sunt adunate gânduri, da, opinii, aprecieri despre Părintele Micle. N-am să fac altceva decât să vă citesc, deși o aveți cartea, dar totuși e bine să notăm cine semnează: preotul Gheorghe Noghi din Statele Unite, da? Da, da. Profesor Adrian Nepopescu din București, publicistul vâlcean Alexandru Parolea Moga, profesorul dr. Simion Radu din Sibiu, preotul profesor Vasile Gordon din București, preotul Simion Cristea de la Cluj, colega noastră Aneta Bardașu, preotul profesor universitar dr. Mircea Păcurariu, nu-i așa, o personalitate, o somitate pe care și noi am cunoscut-o, o cunoaștem, Ion Stanciu, publicistul de la Râmnicu Vâlcea, domnul Petre Petria, aici de față, apoi profesorul Costea Marinoiu, doctorul Gheorghe Telea de la Sibiu, protosinghelul Firmilean Paloșan de la Mănăstirea Căluiu, din nou preotul Noghi din Statele Unite, Ion Soare și Aneta Bardașu, autorii unei cărți în care se ocupă și de Părintele Beniamin, Ilie Vulpe din Craiova, Nicolae Boroi din Craiova, Părintele Moga, cel care s-a ocupat să s-a îngrijit, din nou protosinghelul Firmilean Paloșan, cu alte două intervenții și, în sfârșit, o nouă intervenție a colegului Ion Soare, care se intitulează, credem noi, un diagnostic foarte corect, foarte exact: perfecționist, setos de absolut. Și noi ne-am străduit să facem un mic dar Părintelui Beniamin, care de fapt e darul dumnealui pentru noi, pentru că este ultima expresie a trudei sale creatoare. Aceste două cărți se adaugă unei adevărate biblioteci. Vă rog, Părinte Beniamin, să mergeți acolo și să ne, în puține cuvinte, să ne faceți părtași la această voluptate intelectuală. Nu știu câți dintre dumneavoastră au vizitat tipografia. În timp ce domnul Marinoiu și cu domnul Lazar Dumitru și cu alții și cu alții își frământă mintea să vadă cum e cu liturghierul Macarie, așa, la 1508, dacă a fost sau nu a fost tipografie aici, Părintele Beniamin are tipografie, are tot ce îi trebuie. Cartea aceasta, ca și cartele despre Chiriat, da? Râmnicianu, în întregime de la A la Z, inclusiv cu legea de la calculator, că Părintele Micle este un cărturar modern, așa, un timp modern. Deci, cartea asta este produsul tipografiei de la Bistrița, al cărei proprietar este Părintele, deci e o treabă privată. Ea se datorează această tipografie unui gest extraordinar. Familia Maria și Ion Tudor, pe care presupun că ați mai auzit, i-a făcut acest dar. Mai sunt și bogătași, receptivi și generoși. Închipuiți-vă, această tipografie a costat niște, cred că, sute de milioane. Nu-mi dau seama. Ei bine,
la Bistrița, părintele Veniamin Micle are tipografie grație familiei Maria și Ion Tudor. Biblioteca Veniamin Micle. 30 de cărți în 50 de ani de călugărie, da, părinte? Sau să mai mult de 30? Cu astea câte sunt? 34. Vă rog frumos să grăbiți, da, că noi vrem să raportăm așa, anul și cartea. Bun. Și două. Pe prima carte, vine majoritatea cărților sunt tipărite la București. O să vă arăt care sunt scoase aici. Primele le-am scos în 1992, Viața Sfântului Grigorie de Capoi, despre care am scris 5 cărți. Vi le arăt toate. Este Sfântul Grigorie de Capolito, mărturii documentare despre Sfântul Rugăciunele, Peștera Sfântului, cei care au pomenit domnul Valer Hosu, unde a fost Matea Mireva, și mai am dat, numele Sfântului. Pensă, cele mai interesante după mine sunt Istoricul Mănăstirii Bistrița, Școala Mănăstirească de la Bistrița, Medalioane Bistrițene, unde sunt prezentate personalități culturale ale Mănăstirii Bistrița. O carte unicată în literatura noastră, da, sunt manuscrisele românești de la Prodrom. Am avut ocazie să stau câteva luni acolo, să cercetez bibliotecile, le-am studiat pe viu, cum s-ar spune, și aici m-a adus ca model pe domnul de acolo să se prezinte manuscrise. Aici este manuscrisul cu manuscrisele de la Prodrom. Arată la șapel, pentru că a fost o descriere. Deci eu, în general, am lucrat pe fișe și am adus istoricul Mănăstirii Bistrița ca model, să vedeți ce a însemnat. Aici sunt numai fișele. Deci după ce am redactat fișele, apoi am redactat textul, aici textul redactat și stilizat, bineînțeles, și apoi dactilografia și trimis la tipar. Deci asta e, cum să zic, evoluția cărții acesteia. Și toate au evoluat cam așa, dar nu le-am putut aduce aici și cam și eu ar fi la mine acolo, acasă. Problema s-a mai simplificat puțin după ce am primit calculatorul. Că am început să lucrez pe calculator, să redactez direct pe calculator, să fac fișele și așa mai departe. Și aceste cărți, care privesc viața arhimandritului Chiriac Micianu, un strănepot al Sfântului Antonie de la Iezeru, de la care am auzit și am aflat de Sfântul Antonie și am zis viața, un fost elev al școlii bistrițene, în cărtura mare, fostul duhovnic al lui Tudor Vladimirescu. Multă lume credea că Ilarion de la Argeș a fost duhovnicul lui Tudor, dar Ilarion a fost sfetnic, mai mult pe linie politică, socială, dar duhovnicul de taină a fost acest Chiriac, care în 1812 era spareț la Schitul Cioclopina de la Tismana și de atunci a cunoscut pe Tudor Vladimirescu. Și scrie el cu mâna lui, acestui boier am fost duhovnic. Și i-au ținut o legătură cam aproape 10 ani. Și prin martie, când au plecat ei de la Slatina spre București, au avut o întrevedere duhovnică cu Tudor Vladimirescu. Probabil că s-a spovedit, că era foarte religios Tudor Vladimirescu. Cei care au avut ocazia să-i citiți, ăsta curiosul Chiriac Micianu, monahul Isihastă, ei și-a îl prezint și ca duhovnic al lui Tudor Vladimirescu și viața spirituală a lui Tudor. Alte cărți, am câteva cărți mai de teologie, cum îi trepte spre Ambon, studii omiletice, inițieri catehetice. Astea sunt tice pentru preoți. Am lumină pentru suflet, carte pentru predici. Apoi am o serie de cărți pentru credincioși. Iisus Hristos a Evanghelia Mântuirii, Cipria, Vieți de Sfinți, minunile, așa. Acum mai nou, am inițiat două colecții și voi putea să le duc. Când mă vor ajuta și părinții, preoți și protopop, să le răspândească pentru credincioși. Colecția Credința Ortodoxă în Biblioteca Creștinului, am publicat până acum Duminica Sărbătoarea Creștinului, Ortodoxia Adevărata Credință și Fecioara Maria Maica Domnului. Și am mai inițiat o colecție de Sfinți Români, tot în colecție în Biblioteca Creștinului, care a început-o cu Sfântul Ștefan cel Mare.
Cred că din asta voi scoate mai multe așa în serie, cât îmi va ajuta Dumnezeu. Însă, momentan, am câteva lucrări. Lucrez la genealogia familiei mele, pe care sper să putem la anul, că Domnul Soare m-a recomandat de mult, cu pretenții și trebuie să mă țin de cuvânt. După aia vreau cu liturghierul, Domnul Costea Marino, iară, mă presează și vreau viața lui Barbu Craionescu, care a fost propus pentru canonist. Deci cam atât de asemenea. Da, părinte. Iar spun ceva așa eretic. Suntem geloși pe dumneavoastră. Atâtea cărți. Suntem aici mulți care ne-am găsit viața, energia, timpul. Dumneavoastră, cum ați reușit să... Că totuși ați avut și dumneavoastră atâtea ascultări, atâtea Domnule preocupări. Mă gândesc că viața mănăstirii nu e chiar așa de ușoară, nu? Totuși, cum ați putut să... Că până la urmă mă gândesc că v-ați mai detașat și de... Ne reziceți corvezi, mă, să reziceți frumos, ascultări. Dar niciodată nu le-ați așa... Nu mă le-am captat. Nu. Că le-am făcut. Dar nu v-ați supunut de timp. După ce am făcut ascultări. Ce nu știu cum se întâmplă, că noi când facem, după ce terminăm corvezile, nu mai rămâne în ce alte corvezi. Însă vă spun ceva, să o problemă, ascultați-mă bine. Un lucru din experiență. Eu sunt convins rugăciunea de un har care îl întărește pe om. Eu nu sunt de acord cu nimeni care stă la rugăciune ori întregi și după aia se zăpăci de acolo. Înțelegeți? Eu sunt de acord să ai făcut rugăciunea, ai trăit-o, ești cu un har. Eram, de exemplu, eram aici dirijinte de șantier și tot erau pe capul meu aici. Și făceam zilnic Sfânta Liturghie. Și aveam un pictor de la Cluj, care mi-a făcut niște picturi aici. Un băiat foarte talentat și cu inclinație, așa, de o anumită sensibilitate spirituală. Și ăla îmi spunea odată, ce părinte, când ieșiți dimineața din biserică, parcă zburați. Deci omul ăsta a observat ceva. Adică, liturghia... Nu, corect să nu mă arătă. Eu cred că din liturghie, pentru că vă spun sincer, eu când nu am făcut liturghia, n-am aceea făcut de Dumnezeu aia. Sau, de exemplu, dacă începe programul pe la 7, mie îmi place să mă scol la 5. Mă fac o viață, apropo, că m-ați întrebat că de unde astea. Eu când am fost, le-am făcut o educație spatană. Eu am un jurnal intim, începând de la 17 ani. Am notat, am aproape toate și lupte, nu, toate frământările. Să aibă mii de pagini. Am cam mare, să știți. Și poate odată să-l dau la tipar, știți? Să-l dau la tipar, că va fi foarte interesant și pentru alții, să citească, să vadă ce înseamnă... Și pentru noi e civili, pentru noi, da? Da, absolut, absolut. Pentru auto-educație. Și când citesc acolo, că mulți am uitat că le-am scris la 20 de ani și mă trezesc că la 40 de ani acționam exact cum am scris la 20 de ani. Lucru foarte interesant. Se vede că ce am notat acolo s-a înscris în subconștient și eu am activat așa. Și multe lume nu mă înțelege. Vine mine rău, vine mine ospul, vine mine putare. Nu sunt rău, ăsta sunt. Ăsta sunt. Da. La această bibliotecă și la cartea cu impresii și opinii despre ne am adăugat această cărticică, modestă ca înfățișare, dar eu zic că este substanțială. În primul rând, pentru că ea se înscrie într-o colecție. Este a șasea apariție în Biblioteca Vâlcea în Spațiu Spiritual Național, într-o serie destul de prestigioasă, începând cu academicianul Răzvan Teodorescu, continuând cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, cu scriitorii Dinu Săraru, Constantin Mateescu și cu profesorul Ioan Stelazăr, primul vâlcean de altfel care a intrat în această bibliotecă. Urmează, deci acum este cartea Părintelui Beniamin și urmează profesorul Costea Marinoiu cu
conferința despre, despre liturghierul lui Macarie. Aș putea spune că această carte s-a născut aici, pentru că în, aproape chiar cu 3 ani în urmă, în 2001, când domnul Andronie își cere scuze că n-a putut onorar în control de la direcție, a fost ieri, am înțeles, a inițiat o manifestare dedicată lui Aurelian Sacerdoțeanu, a fost prima noastră, primul nostru dialog, vă aduceți aminte, în partea a doua, domnul Deca era împreună cu noi și cu alții, a fost primul nostru dialog despre ce voiați să faceți dumneavoastră la Bistrița încă din anii 80. Eu am avut atunci, am fost pur și simplu fascinat de acest proiect și mai ales am fost surprins de spațiul pe care îl puneați la dispoziție. Au urmat mai multe runde de colocvii, de deplasări la Alba Iulia, de vizite al unor specialiști, de alte colocvii, mai ales în această sală. Această carte este polemică. Apariția ei este polemică. Eu sunt împovărat, vă mărturisesc, cu acest, și acest sentiment îl voi duce cu mine multă vreme, pentru că, iată, au trecut 3 ani și acest spațiu în continuare este gol. Și mă fac o mărturisire. Dacă eu aveam în 1991, când am lucrat la București, numai capătul clădirii, numai 4-5 camere, nici de cum atâta spațiu, atunci sigur că m-aș fi bătut pentru alt destin al culturii populare românești la nivel național. N-a fost să fie. În schimb, iată aici, dar la începutul anilor 90, noi avem un spațiu extraordinar de generos. Și nu știu de ce și cum noi nu putem, ne ajungem la punctul să-l înviem, să-l reînviem, să-l mobilăm între ghilimele. E bine, această carte este argumentația, este demonstrația, pe lângă toate celelalte, dar aici este anume demonstrația necesității ca la Bistrița să se realizeze acest așezământ cultural, cuprinzând muzeul. Nu știu ce muzeu. Sunt diverse păreri, dar trebuie să facem să găsim un numitor comun. Să includă laboratorul de carte, de conservare a cărții și a icoanelor, al patrimoniului mobil din domeniul eclezial. Și, bineînțeles, această bibliotecă care va fi fabuloasă, cu 10.000 de cărți, 10.500 avem în tot județul și nu sunt toate registrate. Vă mărturisesc că am acest sentiment, aș putea spune chiar de înfrângere, că n-am reușit, deși sunt un tip luptător și sunt un tip și m-am străduit. Poate că n-a fost săptămână în care să nu-mi înscriu pe agenda mea acest punct. Dar recunosc, n-am mai fost atât de diabolic ca în tinerețe. Și l-am rugat pe părintele Micu să scrie această carte tocmai pentru ca să arătăm lumii, lumii științifice, culturale, dar și lumii politice, lumii administrative, lumii, celor care decid că Bistrița trebuie să devină o prioritate a județului și nu numai. I-am adus aici și pe ministrul nostru și pe ministrul adjunct și toți ne-au lăudat, ne-au apreciat proiectul și ne-au promis sprijinul. Dar atunci când aștepți, nu știu de unde, sigur că nu se... N-am fost suficient de uniți și suficient de luptători pentru ca acest proiect care, încă o dată, datează din anii 80. Deci, Părintele Micle ne oferă aici
argumentele științifice, iar eu, în final, într-un postscriptum, înfățișez aceste modeste eforturi care s-au făcut, pentru că va veni într-o zi ziua judecății. Judecata istoriei culturale e nemiloasă. Cel puțin să se vadă că ne-am frământat și că ne-am străduit. Cartea e polemică și din alt, și sub un alt unghi. Și nu mă sfiesc să-l spun aici, și anume acela că atunci când s-a terminat, în general, construcția acestui spațiu atât de generos, Părintele Micle a fost trecut pe o linie moartă. Sau așa. A fost o mare greșeală. Sigur, eu nu judec, ci îmi spun un punct de vedere. Părintele Micle trebuia mai departe să fie omul numărul unu. Și trebuia să fie chiar să-i se dea această ascultare. În sensul călugăresc. Da, mai scria. Nu mai scria, pe atunci o scris. Acum nu știu. Nu știu. Nu știu ce e mai important. Poate părintele ne va spune într-un târziu. Sau poate și dumneavoastră veți avea niște puncte de vedere. Sigur că e important să scrii și o operă. Și ne plecăm fruntea în fața acestei opere. Dar mă gândesc că tot atât de importantă era, tot atât de valoroasă și poate că mai înruritoare, ar fi avut un impact mai puternic dacă noi aveam acum muzeul de care vorbim, biblioteca de care vorbim și așa mai departe. Poate că aceasta era tot așa o operă, tot atât de importantă și de valoroasă. Vă facem acum, domnul. Da. Deci, de aceea spun că această carte e polemică, dar, sigur, ea e întâi de toate o contribuție științifică. Adică este cartea de vizită a ceea ce a fost istoria, a fost Bistrița medievală. Și, sigur, implicit este o ipoteză a ceea ce poate să devină, Bistrița. Pentru că, nu întâmplător, am așezat în fața postscriptului final, am așezat cuvintele unui folclorist. Și mi-a părut bine că era unul din domeniul meu predilect. Iată ce spunea Bălășel exact acum aproape 100 de ani. Oare nu cred stăpânitorii noștri de azi, ăia de atunci, că ar fi bine să facă din Bistrița ceea ce putuseră să facă strămoșii noștri din trecut, un puternic focar de cultură. Vreau să vă spun că și nu mi-am ascuns această aversiune de anghilimele împotriva domnului Odovescu și a domnului Tocilescu, pentru că au știut numai să ia de aici. Foarte bine că l-au salvat. Dar după aia s-au gândit că acest locaș, acest focar de cultură a rămas pentru 100 de ani de izbeliște. Nu, nu s-au gândit. Pentru că, în general, capitalei nu-i place, nu-i pasă de țară. Asta, pe pielea mea, am cunoscut-o. Capitala nu știe decât să stoarcă, nu știe decât să exploateze, nu știe decât să adune ca să strălucească. N-a fost asta politica culturală a marilor voievozi dinainte. A fost alta. A fost aceea nu numai de a construi aici, ci chiar de a veni. Și de a face biblioteci, de a face tipografii. Adică era o altă politică, o altă strategie culturală. Era într-adevăr generoasă și democratică să faci bibliotecă și să faci tipografie la Govra și bibliotecă la Urești, la Bistrița și așa mai departe. Sigur, toată stima pentru domnul Dobescu și domnul Tocilescu, dar puteau să se gândească ce lasă, ce destin vor avea, că dacă era după ei, deci iată, 100 de ani și noroc, că, iată, Dumnezeu. Dar sper ca Dumnezeu să ne ajute în continuare și într-un timp, poate până în 1907, poate până în 2007, la 2000 și așa mai departe, să avem aici acest centru de cultură, adică școala mănăstirească de la Școala Culturală de la Bistrița să reînvie. I-aș dori părintelui Micle să ajungă acea vreme și să fie căutat aici, să fie
să fie, aici să se întâmple niște lucruri extraordinare, cursuri, conferințe, congrese, nu numai pentru spațiul nostru, ci pentru, cum spunea domnul Lazar într-una din dezbateri, ar putea să fie un centru, domnul Lazar Ioan, să fie un centru pentru întreaga ortodoxie răsăriteană, pentru că domnul academician Răzvan Teodorescu spune undeva ce a fost Bistrița nu numai pentru noi, ci pentru întreaga ortodoxie răsăriteană. Vă rog să mă scuzați. A fost pe baricade, a fost un, baricade, domnule. A fost un moment mai care, mă rog, e în stilul meu, dar eu cred că sunt și rămân un om onest. Domnul Soare va comenta această carte, substanța ei. De altfel, dumneavoastră a prefațat-o având un titlu extraordinar, care încă o dată îl definește de Părintele Nicle, Sublimitatea Modestiei Creatoare. Sigur. Înainte de a vorbi despre carte, trebuie vorbi de... Cei care nu au primit-o în prealabil, avem aici, da? Domnul profesor. Poftiți. Și cei care nu au primit-o, da? Aveți aici. Poftiți, domnul Soare. Înainte de a vorbi despre carte, vă rog să-mi dați voie să vorbesc mai întâi despre autor, fiindcă și cărțile, ca toate celelalte înfăptiri românești, să aparțin eforturilor, se datorează eforturilor unor oameni și în cazul de față este vorba despre un om deosebit. Despre preacuviosul arhimandrit Veniamin Nicle, numai cine nu are, majoritatea au primit, domnul. Dar continuăm, domnul Soare. Despre preacuviosul arhimandrit Veniamin Nicle, un domn profesor de la Baia Mare, dacă s-ar putea la Malta. Da, le dăm, le dăm. Da, poftiți, domnul Soare. Repet, despre domnia sa, am scris până acum de vreo 3-4 ori și voi mai scrie de mai multe ori. Mă ispitește gândul să scriu chiar o carte, fiindcă face parte dintre acele spirite complexe și alese care merită cu presiune acest lucru. Despre omul Veniamin Nicle, în primul rând, aș vrea să vorbesc câteva cuvinte. Se spunea într-o poezie faimoasă pe vremuri, păcate acum a dispărut din manualele școlare, după chip cunoște o floare, ciocolia după cânt, taurul după culoare, iar pe om după cuvânt. Când ne-a vizitat cu vreo 10 ani în urmă preacuvioșul arhimandrit Veniamin Nicle la Arhivele Naționale și ne-a adus primele cărți a spus dumnealui cu modestie, care erau un număr de 15, ei mi-au mers mai puține, pentru a le dona Arhivelor Naționale. Mi-a avut o impresie extraordinară. Era un om cu o față și un chip luminate, nu atât pe din afară, avea pe chip, așa cum de altfel, un fel de lumină care venea dinăuntru. Se vedea că e în privire mai ales și în zâmbet, se vedea că în spatele acelor ochi și acelui zâmbet cineva este înăuntru, cum spunea Marele Caragiale despre Marele Eminescu. Mi-am dat seama apoi despre omul care se lășluia în acel trup, că este un om deosebit, că este un om cu care mă voi mai întâlni. În momentul când am spus să vorbească, impresiile inițiale s-au concretizat, au prins contur și mi-am dat seama că avea un fel de noblețe întipărită nu numai pe chip, ci în tot ceea ce spunea, în toate ideile sale. Plus modestia aceea extraordinară, modestia creatoare, sintagma aparține domnului deaconul de fapt. A introdus-o într-unul din termenii sale, trebuia să pun în paranteză.
între ghilimele. După aceea ne-a dăruit cărțile respective, le vedeam prima oară pe majoritatea, nu mai văzusem una, două dintre ele undeva. Am intrat în lectura lor și cărțile respective mi-au relevat un autor, un cercetător deosebit de ceea ce citisem în ultimii ani. De ce? Fiindcă ele dovedeau foarte multe lucruri. În primul rând, un stil direct, așa cum este toată vorba și tot caracterul dumnealui, dovedeau o documentare împinsă la acrivie, pur și simplu. Am aflat dintr-o dată o sumedenie de lucruri despre care nu mai citisem până atunci, nici despre peștera Grigoriu de Capolitul, peștera Sfântului Grigoriu de Capolitul, nici despre mănăstirea Bistrița, nu apăruseră cărți substanțiale până atunci, iar câteva dintre cărți erau despre personalitatea excepțională a lui însuși Iisus Hristos, cea mai mare personalitate a tuturor veacurilor și timpurilor, care a călăuzit și călăuzește destinele și morala omenirii timp de 2000 de ani și probabil, așa cum se spunea în Iroz, marea împărăția sa în vesfârșit și nu va avea pentru cel puțin 2 miliarde din populația omenirii. Am avut, după ce a plecat domnia sa, curiozitatea să-l cunosc mai bine. Și așa m-au dus pașii spre Mănăstirea Bistrița, unde am venit într-o vizită specială în cabinetul său de lucru, micuț ca spațiu, am avut impresia că văd dintr-o dată toată cultura noastră românească veche și literatura noastră veche. Mi s-a părut un fel de miracol, mi s-a părut că văd toată cultura noastră veche într-un spațiu de aproximativ 4x4, dacă era până în cărți foarte bine legate. Domnia sa are un mare respect față de cărți și domnia sa părea că împărățește pur și simplu în mijlocul acelor cărți frumos scrise, frumos legate, frumos copertate și colorate, unele ferecate în argint și aur. Când l-am ascultat vorbind pentru a doua oară acolo și când mi-a spus despre planurile sale, în pacea aceasta extraordinară a mănăstirii, vă rog să mă credeți că omul și clericul Beniamin Micle mi-au băgat în suflet ispita aceasta, m-au făcut să uit despre ceea ce se petrece extramuros, în afara zidurilor, și mi-a dat seama cum de-a reușit domnia sa și cum reușește să scrie atâtea lucruri interesante și mi-au relevat secretul timpului despre care vorbea domnul Diacon și pe care nu-l vede nici, nu-l găsește nici până la ora aceasta. Apoi am studiat o bună parte din cărțile domniei sale, unele cu creionul în mână, unele dintre ele sunt cărți de referință pentru întreaga cultura noastră. Manuscrise de la Prodromul este unică, după părerea mea, în toată cultura românească. Adică nimeni nu s-a găsit până la ora asta și am avut destui cărturari în neamul nostru, destui cunoscători de vin vechi și așa mai departe, care să meargă la mănăstirile atonite, în speță la mănăstirea Prodromul, și să descifreze, să descrie cu o descriere respectând toate normele și canoanele descrierilor bibliografice, toate manuscrisele românești și tipăriturile aflate la Prodromul. Mi s-a părut un act de cultură extraordinar. Iar despre Bistrița Olteană, este cartea cea mai substanțială, cea mai complexă care a fost dată despre această mănăstire. Domnul director Diaconu are dreptate să apară aici puțin nemulțumit, ca să mă spun indignat, e aproape eufemistic ce spun eu, fiindcă Odobescu, marele cărturar savant Odobescu și Tocilescu au știut numai să ia de aici. Contextul era de așa natură, îmi permiteți, domnule Diacon, să fac o paranteză. Avusese, era în curs de realizare
secularizarea velului mănăstirești la 1859-1860, când făcea Odobescu vizita respectivă și cerceta aici, deci făcea parte dintr-un plan la nivel, la nivel domnesc. Și cum se întâmplă în asemenea cazuri, au luat totul în afară de, în afară de teren, au luat cât au putut, de nu numai moșiile, s-a făcut și gestul de a se lua patrimoniul acesta cultural și o bună parte a ajuns la Biblioteca Academiei, la Muzeul Național al Țării, la Arhivele Naționale, au ajuns multe documente, a fost și bine, dar și rău. A fost bine, de ce? Fiindcă au apărut marile colecții de documente, printre care documenta Romaniei Historica, înaintea ei documente privind istoria României, care au făcut în felul acesta posibilă cercetarea documentelor și de către, și de către alții. De ce să nu recunoaștem? De ce să nu recunoaștem pe cinstite că o, în afară de defecțiune de care spunea dumneavoastră și de o anumită nedreptate care s-a făcut, s-a creat acces mai mult la valorile culturale care erau depozitate aici. Între noi este vorba, Odobescu spunea așa că umezeala de la Peștera Grigore, din Peștera Grigore de Caporitu, care a servit drept adăpost și drept depozit pentru multe valori culturale din calea năvălitorilor, fiindcă pe aici au avut loc și războaie, și năvălit, și naveal, și așa mai departe, nu aveau totuși condițiile cele mai bune, unele dintre ele. Bine, în alte privințe s-au comit și poate și îndreptări. Și așa se întâmplă, nu facem o dezbatere specială pentru aceasta, că multe din valorile care trebuiau să stea aici au fost duse în instituțiile de centrale din București, în cele pe care vi le-am menționat mai multe, Biblioteca Academiei, Muzeul Național și Arhivele Naționale. Acum se duc tratative, să spunem așa, ca să se mai revină un pic. Foarte, foarte puțin, fiindcă nimeni nu e naționalist, nici muzeul, spune domnul Sara Victoare, nici arhivele nu dau nimic, așa se întâmplă. E spiritul acesta de proprietate în sensul bun al cuvântului și, în orice caz, folositor pe dovadă. Ei, am încheiat paranteza, vine preacuviosul arhimandrit Veniamin Micle și scrie la o răzbunare milenară, spunea poetul, și face o bibliotecă întreagă personală, 34 de cărți într-o jumătate de viață și mai puțin, mai mult un pic de jumătate de viață, puțin cărturarăție și nu orice cărți, unele dintre ele, cum vă spuneam, sunt cărți de referință, fiindcă domnia sa are un fel de a fi, vă spuneam mai înainte, perfecționist. Face întâi o primă cercetare, aruncă, să spunem așa, ca o nadă. Apoi dezvoltă subiectul și la Grigore de Caporitu și la Mănăstirea Bistrița și așa mai departe și vine într-un fel de cercetare concentrică după sistemul manualelor de la școală, ci ultima variantă de obicei e perfectă sau aproape perfectă. N-are nimeni ce să mai treacă pe acolo, n-are la ce mai trece pe acolo, fiindcă domnia sa este un cercetător de o acribie extraordinară, e un cercetător prin definiție, pe care e ereditar ceva. Numai în felul acesta ne explicăm faptul că a dat recent, pasăm aproape de făcut profilul dumnealui spiritual, așa cum îl văd eu, o stiță de profil de fapt, a dat acea restituție extraordinară de nivel național a vieții și operei lui Ciriac Grâniceanul, un alt mare cărturar al neamului nostru, trăitor și acesta multă vreme, mulți ani la Mănăstirea Bistrița. Domnia sa, cu generozitatea și cu noblețea care sunt caracteristice, o vreme s-a lăsat pe domnia sa, vă rog să rețineți gestul, să le reținem cu toții, ca să se ocupe de un alt mare cărturar al neamului nostru, de care se ocupaseră câțiva mai înainte, în mod foarte trecător, tangențial, dumnealui l-a restituit de la A la Z cu viața și activitatea, retipărindu-i opera. În primul rând, cronica și lexicon de numele Sfinților, dar dând și o monografie aproape exhaustivă, vorbesc de Cirian Râmnicianul.
Deci ce se întâmplă? Domnia sa a făcut un gest de însemnătate națională, fiindcă dacă citim opera lui Ciriac Râmnicianu, ne dăm seama că e unul din ultimii mari cronicari ai noștri, apropo de cronica, titlul pe care l-a dat preacuviosul Arhimandrit, este unul din ultimii noștri cronicari, alături de și după Zilod Românul, care merita de mult să fie repus în circulație. Deci, vedeți, dumneavoastră a făcut un gest la scară națională care scoate încă o dată un mare cărturar, vâlcean de data aceasta. Se vede că Vâlcea noastră, Dulcea Vâlce, cum o spunea cineva, are vocația aceasta a marilor cărturari. Fac o paranteză legată de aceasta. Preacuviosul Arhimandrit a stat un an sau doi eclesiar la Episcopia Râmnicului, apoi a venit aici, nu știm exact din ce cauze, astea se vor ocupa biografii și istoriile viitoare ale culturii. Altfel ar fi fost al doilea eclesiar după Dionisie al nostru rămas în cultura românească. Acum sintagma este de cărturar de la Bistrița. Poate e bine, fiindcă aceasta îi aparține numai dumnealui, nu a repetat supranumele lui cărturarului Dionisie Eclesiarul. Trecând la cartea aceasta, câteva cuvinte despre ea, esența, cum spunea domnul Deaconu, domnul Deaconu, cu modestia care îl caracterizează, a spus puține cuvinte despre gestul dumnealui. Îmi permiteți, preacuvioase Veniamin Micle, să spun câteva cuvinte despre inițiatorul și fondatorul și coordonatorul acestei colecții. Domnul Deaconu, pentru a câta oare, spun eu, s-a lăsat din nou pe domnia sa și a lăsat din nou opera scrisă, nu mai vorbesc de cealaltă înfăptuită. Domnul Lazar, trebuie să reluăm acțiunea de, cum spuneam mai înainte, ca să se ocupe de alții și scoate, iată, într-unul din mai multele sale programe, despre care se va scrie într-o zi o carte, scoate în programul Biblioteca Programului Cultural Vâlcea în Spațiu Spiritual Național, scoate numărul 6 deja, în care au apărut oameni de cultură ai Vâlcii, și cu ajutorul căreia domnul Deaconu face un gest extraordinar, o acțiune de substanță prin complexitatea și consistența ei, integrează cultura Vâlcii în ceea ce are ea mai bun, mai substanțial, mai frumos, mai generos, o integrează în spațiul spiritual, în spiritualitatea națională. Așadar, numărul 6, vă urăm, domnule Deaconu, și ajungeți la cel puțin numărul 50 pentru județul nostru, aceasta fiind numai una din numeroasele dumneavoastră contribuții. Revenind la carte, Arhimandritul Veniamin Micle a reușit o adevărată performanță. Era normal, după cărțile pe care le-a scris despre Vâlcea, să dea cea mai substanțială, esențială, e uimitor cum a încăput atâta informație într-un număr de nici 90 de pagini, inclusiv curriculum vitae și generosul cuvânt al domnului Deaconu, care a venit cu un titlu. Dumnealui, de fapt, e un maestru în titluri, dacă ați observat și în sintagme revelatoare și definitorii Bistrița Olteană, poate redeveni un centru de spiritualitate românească. Pentru a se pune în practică acest deziderat al domnului Deaconu și al nostru, al tuturor, toți trebuie să ne străduim în felul acesta, fiindcă o bună parte din lucru, din treabă, din înfăptuire, Părintele Arhimandrit Veniamin Micle a făcut-o deja prin biblioteca dumnealui și prin ceea ce face până acum. În această carte suntem mulți care știm mai mult sau mai puțin despre Bistrița. Aflăm din numai 90 de pagini o cantitate imensă de informații, unele inedite, în care preacuviosul Arhimandrit Veniamin Micle, cu acribia binecunoscută, ne face să ne aplicăm din nou asupra istoriei acestui sfânt lăcaș. Aflăm aici despre prima atestare a mănăstirii, mai înainte de asta, despre prima atestare a unei școli mănăstirești, cea de la 1030, în mănăstirea Cenad,
din fosta așezare Morisena, aflăm apoi date despre mănăstirea însăși, care subliniază autorul și pe bună dreptate a fost făcută pe ruinele, pe temelia unei altei mănăstiri mai vechi, ceea ce dovedește că în realitate este mult mai veche decât sfârșitul secolului al XVII-lea. Aflăm despre rolul boierilor craiovești în ridicarea ctitorilor boierilor craiovești, în înzestrarea acestei mănăstiri după ridicarea ei, în înfăptuirea primii școli slavone de cultură. Domnia sa face aici o structurare a cărții excelentă, după părerea mea. După ce dă datele istorice, vine apoi cu școala de slavonă, care apoi la început, și cu rolul craioveștilor, și cu elevii faimoși, până la Neagoie, pe care i-a dat această mănăstire, nu mai vorbim de craiovești, vine apoi cu școala de cultură românească, în care domnia sa își aduce o contribuție hotărătoare, care va trebui menționată în viitoarele manuale și cursuri universitare, în următoare istorie ale culturii și ale literaturii. Vine cu următoarea parțială, școala anonimă de pictură, școala Zugravului Dobromir, școala brâncovenească, școala dascălui Ioan Zugravu, școala monahului Partenie. Nimeni n-a făcut până acum o părțare atât de riguroasă și cu documentație la fiecare. Apoi cu școala de cultură, care îi dedică câteva subcapitole, printre care sculptura în lemn și sculptura în piatră, la care, la fiecare dintre aceste subcapitole, aduce dovezi concrete, deci dumnealui niciodată nu vorbește ca un adevărat cercetător, nu vorbește din amintiri sau fără. Iar din cadrul biblioteca școlii, aflăm o sumedenie de lucruri, printre care primele înzestrări date de boierii craiovești. Domnia sa nu e atât de vehement și de supărat ca domnul diacon împotriva celor care au luat o bună parte din manuscrisele și cărțile tipărite aici și le-au dus la centru, cum spun unii bucureșteni și astăzi, printre care domnul Manolescu, dumneavoastră se consideră centru. Uitând că astăzi, măcar în zilele noastre, multe părți din provincie, precum bine spunea antevorbitorul meu, erau pe vremuri adevărate centre, aflăm de acolo despre Floarea Dalor, manuscrisul care a fost aici, despre manuscrisul Pravile Dragovora, despre manuscrisul Viața Preacuvioșilor Părinți Varlan și Ioasaf, despre viața lui Nifon, Patriarhul Constantinopolului și așa mai departe. Deci vedeți câte lucruri esențiale cu care Preacuvioșul Arhimandrit ne îmbogătește cunoștințele noastre, ale noastre și ale dumneavoastră. Mai încape ei și o bibliografie onest, ca întotdeauna autorul a trecut și bibliografia folosită, cum se întâmplă de altfel la toate cărțile domniei sale. Nu mai vorbim de curriculum vitae esențial și cuvântul acela pe care domnul diacon Modest, ca întotdeauna, îl pune la urmă. Dumnealui de multe ori pune o postfață acolo, nici măcar nu se trece în față, care de asemenea merită să fie citit și asupra căreia merită să ne gândim, la fel ca la însuși cartea respectivă. Îmi permite să închei cu următoarea frază. Nobrețea omului și nobrețea spiritului, care îl caracterizează pe preacuviosul Arhimandrit Veniamin Micre și pe care le vom vedea la sensul propriu în cartea care va apărea anul trecut. Această carte va ieși anul viitor, mă iertați, acea carte va ieși, după părerea mea, una din cărțile de referință în domeniul genealogiei. Părerea mea că va ieși ceva ce genealogii noștri din toată țara vor trebui să menționeze în studiile, în prefețele, în recenziile lor. Închei cu o sugestie pentru toți, în primul rând pentru preacuviosul Arhimandrit. Toate cărțile acestea ale dumnealui, ale domniei sale, dumnealui și noi toți trebuie să facem în așa fel să devină cunoscute în toată țara, să fie distribuite peste tot. Circulația cărții se face rău în zilele noastre. Îmi permite să fac o constatare personală, se face mai rău decât în secolele 17 și 18, datorită descentralizării respective. Și acum colegul, prietenul, colaboratorul și ruda mea, Costa Marinoiu, a mai desfințat și centrul de librării. Deci am rămas fără o verigă importantă de difuzare a cărții și la... De ce? Fiindcă aceste cărți
trebuie să fie cunoscute în primul rând, fiindcă sunt oameni la nivel central care sunt sau se cred mari savanți, care nu au citit nici măcar un sfert din aceste cărți scrise de prea fericitul, de prea cucernicul Arhimandrit Mitre. Vă urăm la mulți ani, prea frumosule, vă urăm la mulți ani și sunt mândru și fericit că trăiesc în acest județ, care și-a făcut un renume și a rămas în toată cultura noastră prin mulțimea de cărturari, în primul rând din domeniul clerical pe care l-au dat. E o recunoaștere dreaptă care ne obligă, care îi obligă și pe laici să se ridice la nivelul acesta. E greu, multe secole de recuperare. Da, e adevărat. Vă mulțumesc. Am răspăit între timp, ca și dumneavoastră de altfel cred, și mare mi-a fost uimirea să constat că seria autografelor se deschide cu autograful pe care i l-a dat protosinghelul Justinian Chirea, starețul mănăstirii Sfânta Ana din Rohia, în 1959. Nu prea să înțelege, părinte, dacă vreți să mă ajutați. Da. Deci un liturghier cuprinzând, mă rog, dumnezeiește liturghia ale Sfinților. Părintelui era monah. Deci era, deci primul grad. Da, da, era monah. Veniamin Micle, dumneavoastră acum a luat numele Veniamin, nu? Atunci ați luat numele. Când s-a călugărit. Da, da, sigur, am înțeles. Asta și spuneam. Cu dragoste părintească și cu dorința fierbinte ca să fie un adevărat preot al lui Hristos. Mănăstirea Rohia, decembrie, da? 1959. Deci, iată, în continuare, sunt autografe de la mari personalități, de pildă preotul profesor Dr. Henri Chirat de la Facultatea de Teologie Catolică Strasbourg din Franța, preotul profesor Dr. Pierre Picard, profesor la Facultatea de Teologie Catolică din Paris. Iată, din nou protosinghelul, starețul mănăstirii sale, nu l-a uitat, arhiereul Pavel Șerpe de la Mănăstirea Curtea de Argeș, preasfințitul Antonie Plămădeală, când era vicar patriarhal, preasfințitul Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia, preasfințitul Gherasim, aveți? Arhimandritul Cesarie Gheorghes, bună! Ieremonacul Justin Marchiș de la Mănăstirea Cozia, arhimanditul Iosif din Grecia, preotul profesor Nicolae Petrescu de la Seminarul Teologic în Craiova, monahul Antin de la Mănăstirea Iviron din Muntele Athos, profesorul doctor Cortez, care nu-i dați cuvântul. Nu-i dăm deocamdată. Pese Emilian Birda și episcopul de Alba Iulia, cel care înainte, nu e, sau e actual, nu e actual, tot e actual. Arhimanditul Gamalil Vaida, starețul mănăstirii Cozia, mă rog, și alții, un maramureșan, Mihai Dămcuș, care a fost aici evocat, directorul Muzeului de Istorie, Sighetul Marmației, în alt preasfințitul Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei, arhidiaconul profesor dr. Sebastian Barbu Bucur din București, preasfințitul Vasile Someșan, episcop vicar Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, deci adjunctul înaltului nostru, profesor Dumitru Andronie, colegul nostru, profesorul Ioan Stelază, preasfințitul Justin Sighetean, arhiereu vicar Episcopiei Maramureșului și Sădmarului, iată și domnul, a, Sidiu Micle, vă erudă, da? Ce vrei să te nepot? Nu, îndepărtați așa, dar se termeamă totuși. Domnul profesor Vale Hosu aici de față, mă rog, și părinte Gheorghescu, pentru că ați împărtășit, sigur, în altfel și alt și la altfel, sigur, dar ceva v-a legat, nu? Ceva vă este comun. Vă rog să începeți dumneavoastră seria mărturiilor, evocărilor, la care invit pe toți colegii, desigur, cu economie de vorbe, nu cum am făcut noi aici, cum a fost așa de lacom. Deci vă rugăm să, deci părintele Gheorghescu deschide seria mărturiilor, a evocărilor, a întrebărilor, dacă aveți întrebări, vă rog să-l atacați cu întrebări, așa mai incomode, mai să putem să aflăm de la lui lucruri cât mai interesante și desigur într-un final, într-un târziu, o să-l mai ascultăm o dată de părintele. Vă rog, părinte Candic. Sunt obișnuit să vorbesc în picioare. Când eram odată pe băncile
unei facultăți de la Moscova, aveam în față de fiecare dată, colegul meu era libanez din Beirut, acum este mitropolit în Siria de 30 de ani, coleg de bani. Avem o masă, așa orizontală, câte doi în bancă, însă nu lipsa Biblia din fața fiecăruia. Așa cum domnul diacon acum mi-a pus întrebarea aceasta sau m-a invitat ca să iau cuvântul, noi eram obișnuiți acolo, majoritatea preoților erau, profesorilor erau călugări, arhimandriți și episcopi și veneau la cursuri îmbrăcați ca la biserică. Camelapcă, rasă, metănile la mână, în colpionul, iar noi, rasă, camelapcă și așa, așa participam să luam parte 6 sau 8 ore pe zi în fiecare zi la cursurile la Moscova. Și mi se recomanda, când sunteți întrebați, faceți cruce, luați Biblia în mână, o sărutați și pe urmă deschideți și vorbiți. Așa făceam noi cursurile la Moscova. O tăcere momentară, să tot, atenție și mare, mare, mult respect față de fiecare. Am ascultat cu multă plăcere cuvântul domnului diacon și al părintelui arhimandrit Veniamin. Mi-a rămas o expresie, așa, prin analogie ceva, cum spunea părintele, că întâi să te rogi și să nu pierzi prea multe ore la această rugăciune. Îmi vine în minte o altă părere sau o altă expresie a unui frate de la Mănăstirea Cernica, apropo de rugăciune multă sau puțină, încât el spunea, domnule, când am venit la Mănăstirea Cernica, frate, nu știam că va fi atâta slujbă la biserică. Aici se face atâta slujbă încât nici n-ai timp să te rogi. Pentru că toată ziua suntem ocupați numai cu rânduierile acestea, cu sfeșnice, cu cădernice, cu nu știu ce, cu alergări pe acolo, cu tocăneala asta până la refuz, cu toacele acestea, știți ce, pe clopurile prea multe, încât credeam că nu m-am chis să mă mai rog. Ei, mi-amintesc de părintele arhimandrit Veniamin Nicle mai de mult. Noi am fost odată și colegi de facultate la București, deși părintele este mai mic cu 10 ani decât mine, era înaintea mea un an la doctorat. De ce? Pentru că eu ar fi trebuit să fiu înaintea părintelui, însă când m-am întors din străinătate, în 1960, țineți cont, după 5 ani de zile de trăire în mijlocul fraților sovietici și a colegilor de acolo, a 5-a zi am fost arestat. Am terminat facultatea la Moscova, nu vreau să mă recomand, să autorecomand, cu rezultate foarte bune. La reciclare, da? Cu actualul patriarh al Gruziei, coleg de an, Ilia Șoloșvili, colegul meu de bancă din Homs în Siria, Alexios Abdelkarim, cu actualul primat al Ceoslovaciei, Nicolae Coțvar, ce a fost coleg la Moscova, și mulți alții. Actualul mitropolit de Harkov, Nicodim, care era bucovinean, actualul de mitropolit Antonie de Cernigov, tot bucovinean, și vorbea cu noi, măi românilor, să mai stăm de vorbă, măi, ca să mai învățăm și noi că am început să uităm. Vreau să vă spun că n-am fost pregătit ca să iau cuvântul, însă sunt foarte încântat și temându-mă că nu o să pot participa astăzi la această foarte importantă festivitate, Părintele sărbătorește astăzi 2 evenimente, și lansarea operii sale Cărturărești, dar și împlinirea unei vârste. De aceea l-am felicitat încă de ieri într-o telegramă mare,
Mă mir că n-a auzit până acum. Era firis. Din distanța mare, prețuiesc. Distanța mare. Aș fi să telegram aceea. Da. Nu funcționează telegram. Dar iată că mai mare până terminăm noi. Poate. Vreau să vă, dar să reamintesc așa câteva momente în legătură cu persoana, cu personalitatea Părintele Arhimandrit Veniamin Nicle. Eram la Institutul Teologic din București, eu eram la secția sistematică la Părintele Stăniloae, acolo am terminat toată această activitate teologică, iar Părintele mi se pare că la secția liturgică, sau practică sau liturgică, inclusiv impuzată. Da, și atunci ne-am cunoscut, știam că este călugăr de la Rochia. În sfârșit, sunt mai multe momente din timpul acesta. Părintele a plecat bursă în străinătate la Strasbourg, unde a făcut doctoratul și cursurile de universitare foarte importante. Iar eu, deși aveam și eu niște burse acordate la Salamanca și la Paris, de câte ori veneau aceste recomandări, propunere în partea mea, existau cei care treceau prin filieră totul și spuneau, bine că a primit invitația, dar să nu pleci. Și recomandau pe altcineva în locul meu. Ba mai mult decât atât, după câte mi-amintesc eu, preasfințitul Iosif al Râmnicului, care m-a făcut călugăr, diacon, preot și duhovnic, îmi spunea, te-am propus arhiereu vicar la Râmnicu Vâlcea, înaintea preasfințitului Gerasim și Irineu. Se spunea să fie propus, dar să vezi bine. Ei, Părintele, vreau să spun că a plecat atunci la studii în străinătate. M-am bucurat foarte mult că noi l-am apreciat. De atunci îmi dădeam seama foarte bine personal că este un zestrat al lui Dumnezeu, calități deosebite, ca să ne mai întâlnim abia după ce s-au terminat cursurile la Strasbourg, când Părintele Veniamin a fost numit profesor la Curtea de Argeș, la seminarul din Curtea de Argeș. Nu regret că n-a stat prea mult, pentru că de la Curtea de Argeș a fost avansat și trimis asistent universitar la Institutul Teologic din Sibiu. Eu am rămas în continuare la Curtea de Argeș încă vreo 5 ani de zile și mă rog, nu vreau să prezint momente regretabile sau dureroase din viața, da? Și nici din viața Părintului de Neamnă. Dar totuși e bine să se menționeze. Având în vedere rezultatele strălucite pe care dădea dovadă Părintele de Neamnă la Sibiu, a fost recomandat să meargă la un institut ecumenic, de data aceasta catolic, la Tantur, între Ierusalim și Betleem. Acolo mai exista Părintele Profesor Ioan Coman, marele patrolog de la București și marele dogmatist, coleg de an cu mine, Părintele Dumitru Popescu, sau Mitică Popescu, cum spune. Părintele terminase studiile la Strasbourg, la profesor la Sibiu și s-au întâlnit toți acolo. Bine, în atmosfera aceea de care eu nu mi-amintesc prea bine ce s-a întâmplat, Părintele Veniamin a devenit foarte cunoscut și la Tantur, ba și la Căminul Românesc de la Ierusalim. În discuțiile acestea care sunt normale între teologi, s-au creat anumite opinii separate. Chiar între Părintele Veniamin și profesorii noștri de acolo, Coman și Popescu. Ceea ce vă spun sunt relatate de Părintele Veniamin mie personal, în patru voci. Să mă ierte că poate te vor niște lucruri, dar Părintele era atât de bine cunoscut acolo și în țară, apreciat foarte mult, încât nu se putea nimeni îndoi că trebuie să ajungă cât mai repede episcop undeva în țară. Și probabil cei de la București, la sugestia unora frați de la Secu,
frații de la Secu, știți? Au folosit această undiță și faptul că nu prea aveau bune relații acolo la Ierusalim, deoarece părintele Veniamin cunoștea și teologia catolică la perfecție. Și mă rog, opinia catolicilor de la institutul acela care era pentru apropiere, iar ai noștri de la București, profesorul fiind supravegheați continuu de aici, trebuiau să facă un pic de opinie separată acolo, știți? Că ei sunt, mă rog, în lagărul Libertății și din București. Mă iertați. Și dacă cumva în discuțiile care le-au avut s-au creat anumite opinii separate, cei de la București l-au invitat pe părintele Micle să se întoarcă în țară, deoarece va fi ales arhiereu sau episcop. Asta a fost un aranjament dureros și pentru mine personal, că mi-a plăcut. Ca după aceea venind la Sibiu să fie oarecum retrogradat. Eu vă spun lucrul acesta pentru că retrogradările părintelui Veniamin sau ale mele sunt niște trepte superioare, nu știți, ar trebui să fie. A fost trimis director, adică profesor la Craiova, la seminar, deci de la institut la seminar, de la Craiova, directorul seminarului teologic din București, mi-a făcut tragețușe foarte frumoase. Frumație. A apărut cazul Gheorghe Calciu din Treasa și în sfârșit, în cele din urmă, așa cum s-a menționat aici, a menționat cineva, părintele a fost de la București renumit eclesiar, în primul rând închinoviat la Cozia și eclesiar cu episcopiei Neregunicu Vâlcea. Ce să mai desfărua de atunci? Că l-am întâlnit după aceea, aici la Bistrița, când eu eram, așa zicând, rânduit stareț la Curtea de Argeș, stareț forțat la Curtea de Argeș, că trebuie să plec din București, eram exact cu mănăstirilor și eram cercetat continuu, cu de 3-4 ori pe săptămână, mai mult decât atât, eram amenințat cu demolarea mormântului meu de la mănăstirea din București. Eu fusesem foarte, foarte bolnav, trebuia să mor pe masa de operație la București. Eram o persoană non-grată peste tot, pe unde mă duceam, chiar în calitate de exarh la București, directorii și un mare director din București, Sorin, Iulian Sorin, evreu, însă foarte un om care m-a ajutat foarte mult, spunea așa, având în vedere tensiunea pentru monahismul ăsta, că de asta mă mir, acum vă rog, mai fac și tu o paranteză, mă mir că în mănăstirea aceasta, mănăstirea Bistrița, astăzi, evenimentul ăsta foarte important, mănăstire cu peste 60 de călugărițe, iată că sunt doar una, două în sală aici, știți? Trei. Este de la din cu mine? A, de la dumneavoastră. Mă mir de ce? De ce mă mir? Pentru că atunci, în timpul comunismului, eu am fost și exact în mine cu Vâlcea un timp, deși ieșisem de la închisoare, preasfințitul Iosif Gafton, mă rânduise exact la mănăstirea Rămâi cu Vâlcea. Și în timpul acela, vreau să vă spun, când se făceau conferințe la episcopie sau la protopopiate, erau chemați foarte mulți călugări și călugărițe. Deși călugării erau sub această tensiune permanentă ca să fie dați afară. Și acum, în epoca așa de libertate, m-a impresionat faptul că mi-a plăcut de ce la mănăstirea aceasta Bistrița să fie doar două maici prezente la evenimentul ăsta foarte important. Foarte important. Nu numai la Bistrița, și în alte părți întâmplă. Și la dintr-un lemn. Domnul meu și de fapt. Și de aceea vreau să vă spun că după ce s-a întors părintele Veniamin, a ajuns la Cozia, episcopie, și a mai venit odată cu preasfințitul Calinic, care era episcop vicar al Râmnicului atunci, cu reședința la Curtea de Argeș, când, după ce a deschis dumneavoastră planurile părinților în legătură cu renovarea și toate schimbările mănăstire, m-a impresionat într-un mod, dar superlativ vorbit. Cum, domnule, omul ăsta, tânăr, mai mic cu 10 ani decât mine,
poate să-și facă astfel de planuri importante, mărețe, dacă vreți, culturale, patriotice, pentru restaurarea acestei mănăstiri. Numai părintele Arhimandrit Veniamin știe câte probleme a avut el aici, chiar cu școala aceasta, cu cei care încă mi se pare că mai sunt pe acasă. Dar atunci erau chiar în mănăstire. Și de aceea, când am auzit că a început o lucrare, un șantier important, mă bucuram foarte mult. Și m-am bucurat. Mai venit o maică, vedeți? Încât am urmărit, vreau să vă spun, într-o anumită măsură, pentru că eu, având în vedere faptul că de la închisoare, eu am făcut mai mulți ani de închisoare, la Oranus, la Vilava, la Dej, la Dej, în Ardeal, la Andezil, la Gherla, și de acolo am fost eliberat cu părintele Ioan de la Vladimirești, părintele Arsenie Papaciuc, cu Oasta Nicolae de la Micula, cum îl cheamă, Steinhardt, în aceeași timp am fost eliberat cu tot. Cu părintele Mina Dorzeu, care a lăsat în aceeași celulă, de la Uș, care l-a botezat pe părintele Nicolae ăștia. Și vreau să vă spun că părintele Veniamin, faptul că s-a axat această cercetare culturală, teologică, patriotică, liturgică, apologetică, dacă vreți, și misionară, aș putea spune că a pășit cu dreptul, ca să mă exprim așa și zic. Că dacă s-ar fi ocupat numai de restructurare și educare, asta o mai pot face și alții. Însă o operă culturală ca aceasta, o bibliotecă întreagă, nu poate face decât un Veniamin zile, ci poate alții face cu zile. Vorbesc din rândul fieții monahale. Vreau să vă spun că, de fapt, eu apreciez foarte mult, mă apreciez, îl ferit și un telegram, aceea îmi pare rău că nu am telegrama să vă citesc, nu mai pot veni acum. Nu știu așa cum vine. L-am zis, pentru această muncă colosală, titanică, permanentă și zi și noapte, și eu l-am invitat de câteva ori către el de la domiciliul său, mi-am dat seama de ce talent, câți talanți a primit el de la stăpân. I-a mulțit mai mult de 10, pe cei 5. Și îi urez în continuare să poată înmulți încă mulți ani de aici înainte. Vreau să vă spun că și eu am încercat oarecum, neavând condiții, părintele, chiar dacă a fost în mediul acesta, a avut niște condiții favorabile, de mai mult, din mai multe punct de vedere. Eu însă, acolo unde am fost, și la București, și la Curtea de Argeș, și acum la Mănăstirea de Întun Lemn, a treia oară venit, de 10 ani jumătate, a treia oară la Mănăstirea de Întun Lemn, n-am avut condiții. Dar am avut grijă ca din întreaga mea încercare, să zicem așa, culturală, teologică, nu știu ce, pe linii de Isahat, toată corespondența mea, am fost 11 ani de zile exar cu mănăstirilor la București, primul exar din țara aceasta, unde aveam peste 1500 de călugări și călugărițe, care trebuia să-i supravegheze, însă în condiții foarte grele. Pentru că de fiecare dată eram chemat de două ori pe săptămână la primăria capitalei, unde mă întâlneam cu indivizi pe care nu-i cunoșteam. Și îmi făceam invitația. Dumneavoastră sunteți un om tare, un om de cultură. Hai să colaborăm. Să colaborăm, domnule. Zic, nu știu cine sunteți. Nu contează. Să colaborăm. Cum să colaborăm? Ajutați-ne să dăm afară din mănăstire tineretul ăsta, care încalcă decretul. Și atunci le spuneam, domnule, eu exarhul nu-i făcut, sau nu-i lăsat ca să îndăpâre, ci să adune, dacă se poate, în mănăstire. Și îi plecam noi să plecăm, că cu ăsta nu putem colabora. Ei, părintele aici a avut mai multe șanse, adică faptul că a fost mai retras decât mine cumva, după ce a venit de la episcopie aici, ca să se poată organiza foarte bine, să facă planuri. Am încercat și eu, că aici m-am îndepărtat de asupra, ca toată corespondența și tot ce am avut eu ce am încercat să mai scrie, să fie oprite copii după ele. Și de fiecare dată când trimiteam o corespondență, eu aveam foarte mult de lucru la București, opream și copii. Încât până acum, vreau să vă spun, am adunat 54 de volume
așa cum sunt alea de pe masă, la de 400-500 de pagini fiecare volum, fiți mare acum. 54 de volume scrise de mine la mașină sau cum, și care se păstrează în biblioteca mea la dintr-un lemn, acum, din care s-ar putea scoate 3-4 volume, că nu toate sunt pentru publicare. Dar cu ce? N-am posibilități. Am încercat, domnii mai cunosc de aici, să mai public câte ceva, însă de fiecare dată, foarte puțin ceea ce gândeam eu, de fiecare dată când părintele mi-a nimic le întremeta și mie câte o carte nouă apărută, o citeam, majoritatea cărților de acolo, aproape, nu plăcim răspunsul, sunt cunoscute, așa, calitatea mea pe care o am. Și de aceea aș fi regretat foarte mult dacă nu puteam să vin astăzi la această mare festivitate. Am venit cu Maica Veronica, de la Mănăstirea dintr-un lemn, care este vecină cu părintele Benjamin din Maramureș, e... cu nepotul Maicii, domnul profesor Ioan, profesor de... matematic. Și astronom. Și cu soția domniei sale, special ca să putem să-i facem o bucurie părintului și pe linia aceasta. Zic, dacă eu nu mă duc, duceți-vă cel puțin voi. Însă hai că merg și eu. Și iată că ne-am întâlnit aici. Da, și vă mulțumim și pentru prezență. Îl felicit pe părintele pentru toate. Îi dorim mulți ani în continuare și mai multă colaborare. Și cu mănăstirea, cu maicele, cu vețuitoarele, și cu centrul eparhial, și cu centrul de la Cozia. E cineva la Cozia, în centru, acolo, care mă rog, aș fi vrut să spun mai mult, dar... Să ne oprim aici, mă rog, noi vă mulțumim pentru această acțiune. Aveam la București un domn care ne controla toată activitatea noastră, toată activitatea noastră, cu grade mari bune, și care noi, ca să nu se mai știe chiar în fiecare zi despre ce vorbim, spuneam, a venit Părintele Vasile. A venit Părintele Vasile. Era Părintele Vasile. Ei, acest Părinte Vasile, în timpul acela, era mai înțelegător cu mine decât alți părinți de astăzi, fiți. Alți părinți. Pentru că presa de stat, adică i-am lăsat domnului aici o mică, presa de stat, mai puțin, cu asta termin, dar iată, publică multe lucruri și despre mine, dar cu crucea, dar biserica niciodată, nu-i cum lucru. Iată, vedeți pe aici, publica, scris, nu știu ce, aprecie. Însă lumea știe, sau autoritățile de stat știu că eu n-am posibilitate să mă afirm decât în felul acesta. Afirmația mea este din mila lui Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu, fac la Moscova că mă închinam, este la Sfânta Liturghie. Încât de 48 de ani, astăzi împlinesc și eu 48 de ani, de la chirotonie astăzi. Am fost chirotonit diacon de pe Sfântul Iosif la Biserica din Băile Govra, la 8 iulie 1956. Ca de acolo să plec la Moscova, să mă întorc după 5 ani, să fiu arestat, condamnat 10 ani plus 7, pentru trădare de patrie. Trădare de patrie. De ce? Pentru că am criticat decretul acela, 410, care desfința mănăstirul. L-am criticat la Paris, la Roma, la Atena și în alte părți. La ambasada americană în Atena. Și acolo au apărut două articole într-un ziar, Ifonistis Elefterias, Vocea Libertății, în care m-a dat pe față pe mine. Când m-am întors în țară, copiță. A cincea zi la închisoare. De aceea, felicit pe părintele Benjamin și, așa cum am spus, ca să nu mă repet, aș fi dorit ca, așa cum sunteți dumneavoastră foarte uniți aici, toți în cugete și în timp, să fie și opta mănăstirii și opta altor mănăstiri. Și mai multă unitate, mai multă apropiere, mai multă comunicabilitate. Părintele Stăniloae, marele magistru al meu, spunea să avem comunicabilitate ca să putem avea și comuniune. Întâi comunicabilitatea și după aceea comuniune. Am constatat cu durere, și vă spun cu lacrimi în ochi, eu sunt foarte bolnav de inimă, lipsa aceasta de comunicabilitate duce la lipsa de comuniune,
Și lipsa de comuniune duce la răceală totală și în străinare. Monahismul nostru românesc astăzi este pe panta aceasta, oarecum, din străinare. De ce? Pe mai multe motive. Lumea foarte multă care vine la noi, mă rog, ne invadează lumea peste tot. Lipsa de organizare, suntem foarte lipsi de organizare, și în felul acesta nu avem decât de... Înainte, când scrie Părintele Arhimandrit despre toate, credincioșii veneau să se bucure, să se folosească ei, să se folosească ei de la mănăstire. Până acum se întâmplă că afluența aceasta mare de vizitatori fac ca nu să mai folosesc nicii și nici noi nu ne mai putem face datoria așa cum ar trebui, știți. Pentru că la Betleem, la Țara Sfântă și mai departe și în Egipt, mănăstirile sunt foarte, foarte bine păzite și acolo pătrund numai cei care sunt credincioși și care se folosesc cu ceva duhovnice. Dorim ca Sfânta Mănăstire Bistrița și toate celelalte să devină focare nu numai de cultură, ci și de viață spirituală pentru lauda lui Dumnezeu și binele oamenilor. Vă iertați! Da, m-a sprins așa părerea. Așa cum de altfel prevedeam, mărturia dumneavoastră a fost nu numai un cuvânt de laudă a sărbătorii nostru, dar a fost și o spovedanie a dumneavoastră. Mulțumim mai ales pentru această confesiune și va trebui să medităm la ceea ce ne-ați spus, atât în general cât și în raport cu dumneavoastră, cu personalitatea dumneavoastră, dar mai ales învățătură de ordin general cu privire la această relație între comunicare, comunicabilitate și comuniune. Acum să-i ascultăm pe colegii noștri, care fiecare, așa, în raport cu Părintele Micle, are un sentiment, o trăire, are o... dumneavoastră veți și ataca. Ho, ho, ho! De Părintele... Dar în scurte cuvinte. Eu sunt scurt. Da. De Părintele Micle mă leagă o lungă și statornică prietenie și admirație. Atât. Eu înceam cu domnul Valeriu. Așa. Dânsul zice așa. Năstrușnicul Basarab. Să țineți cont că e oaspete. Da, Năstrușnicul Basarab. Pentru noi, Năstrușnicul ăsta este Basarab întâi întemeitorul, care a întemeiat țara românească. Și pot mai spuneți dumneavoastră în continuare că a venit să lupte împotriva tătarilor mongolilor. Dar românii unde era? Că acțiunea a avut în noiembrie, se terminase sezonul estival, nu? Veniți aia de la mare acasă, românii, că noi am fost totdeauna aici și nu ne-am dus nicăieri. Bun, asta nu știu. Dacă nobilii din Transilvania avea dreptul de moarte asupra iobacilor. Nu. Numai regele. Așa știu eu. Poate s-a schimbat după ce a zis dumneavoastră în Ortenie, da? Și ultima, cu eliberarea, asta m-a șocat rău, Ortenie de către austrieci. După ce a eliberat, au fugit și țiganii, mai multe țigani de jumătate de la Cozie s-a dus la Jiblea, în țara românească, a trecut Olt. Ei culegeau aur. Satele fugeau întregi, peste ori și în partea largă. Austriecii erau așa de... Și câte găini ai și câte ouă îți făceau. I-a pus și biserica să dea... Schimbarul cu de lemn cu... Și darul și pe... Boieri, auzi, pe boieri să le facă... Da, dar făceau sistematizarea. Ajungeai să... Și mai am o chestiune. Și cu jug. Ultima, și formă. În clasa a șasea, generală, se învață că cuvântul nemeș înseamnă nobilime maghiară, da? Și cânești erau romi, da? De unde știe domnul Soare în carte acolo că dânsul e maghiar? Că scrie nemeș român. Cum înseamnă? Nobilime maghiară română? Că acum am înțeles că s-au dus strămoșii dumneavoastră și la baia unde a fost căsăpit de Ștefan cel Mare și de împărtea asta. Nu e așa, nu e așa. 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 Nu e așa, n
Nu, Neeme și înseamnă nobil maghiar. Asta este istoriografia comunistă. Dar ce înseamnă nobil român, Neeme? Nobilul român era Cneaț. Domnul Tama, așa se ascultă pe părintele. În etimologie nu vă băgați. Înseamnă nobil în limba maghiară, cu totul altceva. Ia de rogențul și uite-te, eu am citit cartea, i-am făcut și indice. Haideți să le ascultăm pe părintele. Și mai ultima întrebare. Acum, domnul diaconu mă mai primește la agapa asta care trebuia să înceapă la 2 și termină la 3? Agapa creștinată, da? Părintele, nu domnul diaconu. Părintele e mare. Părintele e gazdă, dar și să ne mai mirăm de întârzierea noastră. Dacă o telegramă trimisă ieri de la Mănăstirea, păi bine trimiteați un fax. Un curier. Un poștalion pe la poștalion pe la Căldău. Da, zice să tăceți ca să vă poate răspunde. Da. De asta ziceam. Ultimii două cuvinte. Lanțul dumneavoastră nobiliar nu e rupt nicăieri? Sau nu mai sunt și adause pe parcurs? Nu sunt fisuri. Vreau să vă spun ceva. Sunt... Apropo de Nemes, am o fișă la mine, scrie Evgenie egal Nemesie egal Boierie. Înțelegeți? Deci Nemesie e un fel de boier, dar ungurește Nemes, nu domnul Rusu, care, domnul Hosu, care știe ungurește. Deci, asta e termenul lor, Nemes, pentru nobil. Adică ce-a spus domnul Sarge. Nu nobil maghiar, ci nobil în limba maghiară. Dar nu scrie acolo în limba maghiară. Păi nu, asta e la istoriografia comunistă, de care v-am spus. Nemes este boier maghiar. Da. Asta e. La ei, era tezencoasă. Da, bun. Cine continua? Domnul Maritor. Sigur, suntem la un eveniment deosebit. Și aș vrea să vă spun că sunt bucuros că pot participa și cinsti acest moment solemn și a spune chiar din istoria culturii române. Astăzi sărbătorim un mare om, o mare personalitate și aceasta face cinste nouă celor care suntem astăzi la acest moment aparte. Sigur, despre cărturarul, despre omul de carte, se pot spune multe. Beniamin Micle se pot spune multe. Am și o cinstea și onoarea și bucuria să-l cunosc de multă vreme. Am și scris despre dânsul și mă bucur și de fiecare dată m-am bucurat când a scos la iveală încă o carte. Și din două motive. În primul rând, s-a mai pus o temelie la patrimoniul acesta spiritual al culturii române și de ce nu? Pentru că toate, sigur, vorbesc cele care amintesc și prezintă momente culturale, se aduc noi clarificări a unor momente însemnate din istoria acestor meleaguri. De Bistrița sunt și-o foarte mult legat, întâmplarea a făcut sigur să scriu și în acea măsură să mă și îndrăgostesc de această vatră, de această zonă, pentru că Bistrița trebuie privită și în întregimea ei, cu toată valea și cu toată istoria, cu toate legendele și tot ce are ea și mai deosebit. Și aș vrea să vă spun, așa cum de fapt a dovedit în cartea legată despre acest centru cultural, că Bistrița este unul din marile centre culturale ale țării românești. Sigur, întâmplarea face să cunosc mai aproape, mai din apropiere istoria acestui așezământ, care se întinde pe durata multor secole și sunt și eu unul dintre cei care am încercat ca să subliniez că, într-adevăr, Bistrița, prin tot ceea ce a realizat, este unic în cultura română.
Și în cartea, sigur, care o să apară, în conferința care, de fapt, am susținut, am prezentat-o anul trecut și mulți colegi au fost prezenți, au participat la acea reuniune, la Arhivele Statului, am adus un argument în susținerea ipotezei că poate este posibil ca liturghierul acela de 1508 să fie realizat aici, unul din argumentele care de fapt pledează în susținerea acestei ipoteze este chiar viața culturală a acestui așezământ. Pentru că Bistrița n-a fost numai un așezământ bisericesc, unde doar se oficia slujba bisericească și a fost în egală măsură un mare așezământ cultural. Și am venit și eu în susținerea, și o să vedeți, acestui argument că Bistrița a fost cel mai important așezământ cultural din medieval românesc. Asta e una din argumentele și pe care arhimanditul Veniamin Micle susține cu prisosință. De asemenea, am argumentat și trebuie să fim de acord, pentru că a fost un important așezământ în sud-estul acestui ținut și relațiile noastre cu, de peste Dunăre, cu Serbia, gradele de rudenie, faptul că al doilea mitropolit al țării este chiar un sârb cu rude și voievozi români și boierii craiovești și Matei și Neagoe Basarabiu avea rudenie și soția era de peste Dunăre, ne-a înleznit să argumentăm iarăși că nu întâmplător a ajuns aici, pe acest pământ, Macarie, cel care, sigur, a pus temelie primului tipar pe pământul țării noastre. Eu, sigur, acolo amintesc de multe ori despre arhimanditul Veniamin Micle, are contribuții deosebite și mai ales Bistrița Olteană, Mănăstirea Bistrița Olteană, o carte monumentală, cea mai importantă contribuție adusă până acum acestui așezământ. Sigur, argumentez că, așa cum spune și domnia sa, că Macarie este primul egumen al acestei mănăstiri. Dar aș vrea să vă spun că poate tot domnia sa o să clarifice care este soarta acestui Macarie. Dacă este român, dacă prezența lui aici este legată de cea a celui care a pus temelie tipografiei și dacă tot el este cel care în 1512 va fi numit mitropolit al țării românești. Deci, sunt încă niște întrebări la care s-o potim și am încredere, sigur, eu le-am expus, dar am și spus și acolo și spun și acum, că eu cred că cheia descoperirii adevăratului loc al tipăririi, primei cărți, stă tot în mâinile arhimanditului Veniamin Micle. Sigur că ar fi multe de spus. L-am apreciat pentru modestia deosebită pe care o are, pentru pregătirea aparte și s-a și spus aici, de care a dat dovadă, tenacitatea și talentul în descoperirea multor lucruri noi, care de fapt sunt contribuții la istoria culturii ortodoxei române. Sigur, ne sunt prezentate și manuscrise de la Muntele Athos. Ne sunt prezentate viețile unor sfinți care au trăit și au lucrat și au muncit într-un domnul pe aceste meleaguri. Toate acestea ne dovedesc preocupările aparte ale
arhimandritului Beniamin Misle. La această frumoasă și deosebită vârstă, o vârstă rotundă, care înseamnă maturitate, eu aș vrea să îi urez mult, mult succes și, în egală măsură, să mă fac ecoul unui prieten al nostru, al tuturora, George Dumitrașcu, care, din partea Forumului Cultural al Râmnicului, îi mânează astăzi două cărți deosebite. Este o carte scrisă de domnia sa și se numește Epopeea Independenței României în conștiința vâlcenilor și o altă carte la care, nu știu dacă aici ați publicat și dumneavoastră, parcă aveți studii vâlcene, parcă aveți, dacă nu mă înșel, la care vă invită să contribuiți, să contribuiți și să colaborați. Și cu acestea, noi vă urăm mult succes și fie ca, ce spune dânsul, la mai mare și mai ales la mai multe cărți. Asta valorează foarte mult. Pentru că ați scos cartea aceasta în acest ceas aniversar pentru părintele Beniamin Micle și, în al doilea rând, tot pe dumneavoastră vă felicit că n-ați invitat presa în acest context, pentru că, într-adevăr, din dialogul de până acum, presa ar fi provocat niște dispute în interiorul comunității noastre spirituale, care nu știu cât serviciu ar fi făcut acesteia. Pe de altă parte, e bine să știm și noi știm, în general, că și Părintele Beniamin și Părintele Gheorghescu sunt niște oameni care au suferit și înainte și au și acum tot felul de frustrări. Regret că în decursul anilor n-au reușit suficient, probabil, să atenueze aceste frustrări, care, sigur că nu sunt ușor de suportat, dar tot așa în numele monahismului. Din acest punct de vedere, Părintele Beniamin are un ascendent față de antevorbitor și eu îl felicit că a reușit să aibă această compensație, să-și găsească această compensație în munca de cărtura cu care rămân. Deci, din acest punct de vedere, îl felicit pe Părintele Beniamin cu toată inima și îmi exprim admirație. Nu este ușor să treci prin câte ați trecut dumneavoastră, a trecut Părintele Gheorghescu și să te poți consacra totuși scrisului. Și pentru că nu vreau să vorbesc mult, un singur lucru aș vrea să mai spun. Sigur că dacă era Maica Stariță aici, aș fi întrebat-o și eu, cum a fost întrebarea și cum și data trecută, când am mai fost aici, am pus foarte clar întrebarea, chiar în fața Preasfințitului Gherasim, de ce nu sunt aici măicuțele? Oare numai noi trebuie să-l sărbătorim pe Părintele Beniamin? Oare s-a făcut, se face același lucru și în perimetrul Sfintei Mănăstiri? Oare n-ar trebui să știe și dumnealor cine este omul care la fiecare slujbă le întreține viața spirituală și le rostește predica? Este un lucru extrem de neplăcut. Este un lucru extrem de neplăcut. În mănăstire
Și nu numai, ci în toate mănăstirile. Sunt destule măicuțe care au și călugări care au renunțat la laicat. Dar din ce poziție? Titrați. Deci oameni care au făcut facultatea și care nu sunt puși la treabă. Pe nivelul, pe măsura capacităților lor. Este atâta nevoie, spunea cineva aici, parcă și domnul Diacon. E gol. De 3 ani de zile e gol. Nu se face nimic. S-a pornit o ucenicie, școala. E o demonstrație splendidă această carte. Nu? Că aici trebuie să se facă ucenicia în tot ceea ce privește cartea românescă. Care trebuie în continuare deșifrat aceste 10.000 de pagini. Pe bun ai cui lăsăm aceste lucruri? Când avem un cărturar așa de mare aici, ce facem? Părinte, închei cu această rugăminte. Eu am venit aici în mod special ca prin, de sub toate vorbele care se spun într-un ceas aniversar, să percep de la dumneavoastră ce? Farmecul cercetării manuscriselor, farmecul cercetării culturii noastre și spiritualității noastre vechi, tradiționale. Și vă rog ca să dați ascultare și acestei rugăminți a mea. Scrieți o carte despre farmecul cercetării manuscriselor. Ați trecut prin atâtea probleme în cercetarea manuscriselor de la Mănăstirea Prodrom sau în atâtea chestiuni legate de Mănăstirea Bistrița. Eu m-am și întrebat citind cartea. Dar unde a cercetat fiecare manuscris sau fiecare carte? Ele se află la Mănăstirea Bistrița? Unde se află? Unde s-a dus? Peste tot s-a dus după ele și așa mai departe. Păi asta înseamnă foarte mult. Înseamnă 1000 de capcane. Deci acest tineret care nu este astăzi aici, decât reprezentat de Florin Iepure și de cei care, deși avem părul alb, ne mai considerăm încă tineri, nu Sfintele Moaște veniți la diferite manifestări, acest tineret are nevoie de asemenea experiență. Și vă rog frumos... Mai arăta pe minte. Am zis-o dinainte de când am venit aici. Domnul Marinoiu știe. Da. Tot noi. E bine să fie și tineri. Noi putem, avem ce împărtăși tinerilor, dar iată că n-avem cui. Vă doresc din toată inima mulți ani și noi împliniri pentru Domnul. Vreau să fac o anotare la cele spuse de prietenul Lazar. Mai ales că uitasem că prin, cu această expresie m-ați întâmpinat, ne-am întâlnit astăzi cu Sfintele Moaște. E prima dată când în anturajul nostru și la vârsta noastră ne permitem luxul acestei metafore. Vreau să evoc aici alte Sfinte Moaște pe care liderii și formatorii de opinie chiar ai epocii comuniste de la noi, de la Vâlcea, chiar în anii 70, când încă nu începuse, când nu aveam presiunea și, mă rog, tot ce știm noi că a venit, ne tot contrau. Ia mai lăsați fosilele astea în pace. Cine erau fosilele? Gheorghe Bobei, Constantin Popian și tot, mă rog, Alexandrescu și toți ceilalți erau pentru vremea aceea erau fosile. Nu ne facem un titlu de glorie din asta, dar trebuie să recunoaștem că dacă n-ar fi fost aceste fosile și dacă fosile în ghilimele acum, dacă noi nu le-am fi cultivat, noi n-am fi astăzi ceea ce suntem. Și dacă ar fi să punem așa o emblemă pe generația noastră, ar fi aceea a lui Constantin Popian, care, iată, e doar la un pas de loc, a trăit la un pas de loc, și anume aceea de copii bătrâni. Poate că ar fi de meditat și pentru tânăra generație.
care vrea prea repede și prea ușor să se afirme, în loc, uitând că mai întâi trebuie să acumuleze și să construiască. A doua notare pe care vreau să o fac pe marginea celor spuse de prietenul Lazar, și mi-a plăcut acest cuvânt, farmecul cercetării. Vreau să vă mărturisesc că n-aș fi făcut, n-aș fi dat atâta, mă rog, nu amploare, dar oricum atâta atenție aceste aniversări, dacă n-aș fi avut privilegiul să vin de, doar de vreo două, trei ori, să vin în chilia părintelui și să încerc să-l cunosc mai de aproape. Nici acum nu suntem, asta trebuie să fiți de acord, că suntem foarte departe de părintele, are totuși, e o, nu mască, e ceva profund care ne împiedică să ajungem la miezul personalității și al vocației sale. De asta am insistat atât de mult, ce l-a determinat, mă rog, și cum a fost la 15 ani. Deci, eu cred că după această aniversare, și noi, și părintele Micle, și părintele Gheorghescu, ale cărui sigur frustrări și putem înțelege, trebuie să venim mai mult în întâmpinarea celorlalți. Apropo de acea comunicare, și părintele, aș spune că e vinovat în ghilimele, pentru că putea să vină mai des în întâmpinarea noastră. Sigur, cărturarul de elită care este, l-a făcut poate să rămână mai mult între, așa, în chilia dumneavoastră, ca să mă exprime iarăși metaforii, nu numai fizic. Dar și noi trebuie să-l vizităm, trebuie să dialogăm foarte mult, să comunicăm foarte mult și dumnealui și noi. Și poate că atunci, poate că așa ne va face părtaș la acest farmec al cercetării, nu numai al manuscriselor, farmecul cercetării în general. Pentru că noi suntem niște oameni, vorbesc acum de cei care suntem în malaxul administrației, de zeci de ani de zile suntem, nu fac o caz de eroism, dar suntem totuși niște sacrificați. Noi nu mai avem bucuria aceea, nu mai avem acea voluptate a lecturii, a cercetării, suntem permanent tocați între telefoane, cu ședințe, cu rapoarte, cu adrese, cu agențe și așa mai departe. Am venit aici să stăm. Am înțeles. Da. Și a venit la dumneavoastră. Sigur. Chiar am fi curioși să cunoaștem ce gânduri aveți, maestră, ca nou primar pentru această comună care este extraordinară. Da, deci, prima chestiune pe care dumneavoastră i-a spus-o, părinte, a fost chestiunea Obârșe. Și atunci zic eu dumneavoastră, la Obârșe, la izvor, nicio apă nu se întoarce decât în chip de nor. La Obârșe, la izvor, niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. O apă în nor și dor. Ce voi fi când mă întoarce la Obârșe, la izvor? Voi fi dor, voi fi dor. Publicați-o, că vă face domnul Soare. Nu, e înainte. Eu am fost părintele din anii 82 până în 90. Am fost vecin aici de patim, dânsul la biserică, aici la mănăstire, eu la școală. Și aici ne-au intersectat acești copii care erau deficienți mentali și în discuțiile pe care le-am avut despre ei, ne-am apropiat și de atunci am rămas nu numai apropiați prin chestiile astea, dar și prin aureolele noastre, că într-un fel respectând proporțiile și eu, parcursul meu în viață este asemănător cu al dânsului. Dumneavoastră vă duceți, eu o să rămân cu părintele și avea o colaborare și o relație din ce în ce mai bună. De ceea ce spus rând, domnul Iacolo și sunteți oamenii de la județ, vă rog să mă ajutați să facă, să am următoarele gânduri. Să facem un traseu turistic cu o intrare frumoasă în capul satului, cu o statuie al Matei Basarab, care să privească spre mănăstirea Armătau. Să disciplinăm puțin cariera cu râtul pe care se întinde peste 150 de hectare, să-i disciplinăm, să transforme râtul în spații verde, și așa și așa mai departe. Să facem aici ce spunea părinte, că am înțeles că e un gol. Am înțeles că e un gol la mănăstire. Un loc în care oamenii de cultură aleasă să vină să găsească ceea ce nu găsesc în alte parte și caută. Deci omul de cultură aleasă, care caută să găsească la Bistrița. Deci aici
așa cum au fost de-a lungul vremurilor, au venit oameni de seamă, sperăm noi să facem acest lucru, să ajutați-mă să facem casa memorială Aurelia Cerdățeanu, Vasile Nițulescu și multe alte probleme, pentru că ideea mea este ca acest element de cultură locală să-l legăm la cultura regională și de ce nu națională. Pentru asta ne trebuie un spirit care să muleze pe aceste meleaguri și pe această cultură și am încercat eu odată cu Blaga, dar n-am fost înțeles. Și asta trebuie să le facem acum, că altfel, zice poetul, ne înțeles, rămâne gândul ce străbate cânturile, vale vehnile, gândul, vânturile, valurile. Îi urez la 65-a, lui Părintele, ca gândul să rămână mereu însemnat, multă fericire și spor la ce are de gând să fac. Și să umplem golul acela cât mai repede. Eu am încheiat, vă mulțumesc. Merg la treburile mele. Dacă vorbește și domnul, dacă pleacă și sărbătoritul, că măicile au plecat toate. Al părintelui Venean Micle, când împlinește 65 de ani, aș vrea și eu să-l felicit, să-i doresc la mulți ani, multă putere de muncă și sperăm, îl așteptăm cu noi cărți. Ultima carte apărută, de fapt, personalitatea dânsului este o personalitate complexă care inspiră pentru unii admirație, pentru alții invidie. Asta a fost personalitatea părintelui Micle și este în continuare. Ultima carte apărută se înscrie în șirul cărților apărute de-a lungul anilor. Multe dintre ele le-am parcurs și eu. Mi-aduc aminte și îl felicit în mod deosebit pentru monografia Bistriței Oltene, care a apărut și care vreau să vă spun că am văzut-o și în bibliotecile din București, marile biblioteci. Cred că această carte despre școala mănăstirii este o continuare a monografiei. Pot să o caracterizez ca un adevărat inventar al mănăstirii, un inventar al valorilor culturale pe care le-a creat, le-a deținut mănăstirea de-a lungul secolelor. Este, mi se pare, o caracterizare și o clasificare foarte interesantă a școlii de pictură, de cultură, a artelor care s-au desfășurat aici la mănăstire. Pentru această carte îl felicit și eu pe domnia sa și, cum spuneam, îl așteptăm în continuare cu noi cărți. La mulți ani și numai lucruri frumoase s-au auzit despre dânsul. Domnul Victor Lazar. Tot la ce spunea domnul Ioan Stelazar, că nu avem presa cu noi, vreau să vă spun că noi, mă rog, prin Vali Șchiopu, suntem delegați ai televiziunii Vârsta 1, să filmăm și să dăm pe postul, mă rog, să dăm casa ta. Sperăm că va fi făcută cu profesionalism. Exact, sigur. Profesionalism și păi tocmai, nu asta vreau să spun, și nu va tulbura niște ape care, de fapt, nu sunt și artificial de multe ori. Așa sunt destul de tot. Da, permiteți să mă ridic și o să fac cu, încerc să o fac cu smerenie, să felicit pe părintele Asimandrit Veniamin Micle, și să-i urez la mulți ani multă sănătate și putere multă de muncă să continue acest fenomen al Bistriței Vâlcene și să-l împlinească cu toate idealurile dumnealui și ale noastre, celor care suntem prezenți și cei care doresc să redevină Bistrița ce a fost. Și suntem fascinați, într-adevăr, numai această microbiografie apărută în 2001, Arhimandritul Veniamin Micle, cum să zic, inventariază o operă care ne uimește, pur și simplu, scrisă în numai, dacă din 93 aveți prima carte, a doua în 97, cu Mănăstirea Preobrașului și apoi cu Sfântul Grigore de Capăt, în 92. Deci în numai 12 ani ați scris 32 de cărți. În aceasta, apărut în 2001, sunt numai 21. Deci, din 2000 încoace, ați mai scris încă 13 cărți. Pe lângă cele peste 200 de
Suntem 120 de articole, 40 de studii, peste 100 de predici, recenzii și altele. Este într-adevăr și sunteți într-adevăr de admirat și noi îl considerăm. Învățam în clasă numărul 4 legenda lui Dragoș și dacă nu v-am cunoaște în carne și oase, ați fi tot așa perceput ca o mare miracol. Părinte, vă mulțumim mult pentru tot ce ne oferiți și ne-ați oferit satisfacție. Și nu vă pot oferi acum decât mapa de la inaugurarea doriți la Sfântului. Mai bine mai târziu. Mai bine mai târziu decât. Părinte, mai primiți odată studiile ulicele. Las că eu dea lui domnul Osu. Și plătirea revista noastră. Puneți mâna pe studiile ulicele. Dacă domnul Cucea o luă astăzi, o aveți alături de... Îmi pare rău că nu știu. O dați unul la viitoare. Vă rog frumos. Vine cu telegram. Vă rog, vă rog. Și părinte, la 12 martie împlinesc o vârstă, avem și pentru dumneavoastră diplomanism în ziua ta, mi-am dat-o și o biografie. Vă dau. Da, mulți ani și mulți ani. La fel trecea neobservată această aniversare, o să spun, istorică, pentru că ne-a reunit astăzi aici pe câțiva din trăditorii plăceni, și am venit ca să mai ne adăpăm o dată la un alt izvor care nu este altul decât al preacucenicului părinte Beniamin Micle. În 1995 nu-l cunoșteam, dar vă spun că numele domniei sale, figura pe care nu o zăise niciodată, deja mă atrăgea. Auzisem despre un cărturar că există la Mănăstirea Bistrița și am făcut o scurtă scrisoare dorind să aflu câteva date despre domnia sa, care sigur că m-a onorat cu câteva date foarte, foarte succinte. Altfel, nu puteam să știu și să-l introduc în dicționarul volumului. Apoi, multe alte întâlniri am venit aici și pentru cei părinte și-a lăsat de atâtea ori lucru și cu multă atenție, cu multă dorire m-a primit și pe mine în biroul domniei sale unde lucrează zi și noapte, pot să spun. Întotdeauna cu o bunătate ieșită din comun, cu modestie, așa cum s-a spus aici, deosebită, care bine ar fi dacă mulți am putea să luăm pe exemplu. Cred că este prea puțin cunoscut de marea majoritate dornică să cunoască asemenea figuri cărturărești din județul Vâlcea, din țară, și poate că ar trebui să facem mai mult pentru domnia sa să fie mai des invitat la Râmnicul Vâlcea sau poate ocazie la Sfântul Ioane, pentru că avem ce să învățăm, avem ce să ne adăpăm în acest, așa cum spuneam, mare izvor, și doresc să aibă puterea Dumnezeu să dea sănătate, pentru că este cea mai prețuită dintre toate, și să puteze în continuare să își depune tot efortul, să dea la iveală și alte valori, așa cum ne-a dovedit-o până acum. Preasfinția voastră, la mulți ani și mă doresc numai și numai bine să ne ascultă în valoare. Părintele Mateescu. De acolo. M-am bucurat foarte mult pentru că spre rușinea mea uitasem că părintele profesor Beniamin Micle s-a născut pe 7 iulie, deoarece în vremea aceea eram cel care îmi încredința buletinul să mă duc să-i fac viza când stătea ca profesor la seminar la Craiova. Și am uitat. Îmi cer iertare. De aceea, acum mi se explică mie foarte multe lucruri. O, dacă l-ați fi văzut pe părintele Beniamin în vremea aceea, cum mergea, curat, pedant, o pălărie extraordinară cu niște boruri mari, reverenda impecabilă și giubeaua care
mergea în vânt când mergea spre catedrală și noi îi spusesem de conspira cum Zoro. Zoro. Era un film extraordinar. Iar din coace, părintele profesor era impecabil actorul care juca rolul de acolo. Nu, este pentru prima dată când deconspir. Arendelor. Așa cu cineva Și într-adevăr, acum înțeleg de ce acea eleganță extraordinară ar trebui să mă adresez cu serenisime Magnus Dominus. Pentru că meritați cu prisosință, pentru că, într-adevăr, sunteți ascendentul unor descendenți iluștri. Descendentul unor ascendenți iluștri. Mă iertați, nu este, e ora 3 și nu e ușor să vorbesc în fața părintelui profesor, un excelent profesor de omiletică. Mi-aduc aminte odată că era atât de meticulos ca și acum, de la care, sincer să fiu, eu am învățat foarte mult și de profesor aproape peste 50% m-am copiat. Atunci când noi, elevii seminariști, mergeam în anul 4 la Madonna Dudu și anul 5 la Catedrala Metropolitană și, atenție, predicam noi, dar trebuia să ai o predică, nu glumă. Și trebuia să ai bibliografie, nu glumă. Și trebuia să fii exact în ceea ce spui, fraza să curgă, așa cum curge în cărțile preacuvioșiei sale. Și trebuia să o știi pe din afară. Odată un coleg a ieșit analog în față și a crezut că nu vede ochiul de vultur, pentru că aici stă ca șoimul singuratic. Și a ieșit din altar părintele Veniamin, a trecut frumos, elegant, i-a luat foaia și l-a lăsat să vorbească. Dar a vorbit. E, iată ce om sărbătorim noi astăzi. Și mai mult decât atât. În seriile duhovnicești pe care le făceam, era un monument de cultură. Rețin de la părintele profesor și acum cuvintele Sfântului Marcu Ascetu, la început, roagă-te cum poți ca Dumnezeu să-ți descoperă cum trebuie să te rogi. Și cred că aici am dat un răspuns la ceea ce s-a discutat mai înainte. Și tot de la părintele profesor, tot din Sfântul Marcu Ascetu, când ai timp, roagă-te mult, ca atunci când ai timp, Dumnezeu să-și aducă aminte de rugăciunea ta. Tot, iarăși, încă un răspuns la ceea ce s-a spus mai înainte. Ați întrebat, domnule director, ce a simțit la 15 ani. Alții la 15 ani erau revoluționari. Părintele Veniamin a simțit acea vocație și știți cum spune Coșbuc în antologia sanscrită? Când Dumnezeu te are drag și te ia în paza milei sfinte. Când Dumnezeu te are drag, nu-ți dă nici bâtă, nici toiac, îți dă pricepere și minte. Acestea sunt lucrurile pe care le posedă părintele profesor și căruia, încă o dată vă spun, îi sunt foarte, foarte recunoscător. Și din așa părinți de seamă vor fi și sunt, iată încă un produs al părintelui profesor, părintele Protopop, alte produse, părintele vicar Groșena Emilian, părintele exarh și director al seminarului, Androni Bartolomeu. Și toți și toți și câți și câți. În al preasfințitul, Teofan.
Și părintele... Preasfințitul Irină și etică. Și părintele Mateescu. Se da. Eu. Decani, prodecani. Decani, prodecani, Achimescu. Decan la Iași, prodecan la Pitești. Și aș, spre încheiere, aș vrea să vă spun că mă leagă sentimente extraordinare de personalitatea covârșitoare pentru mine a părintelui Veniamin și mi-aduc aminte că atunci, în 4 martie 1977, când s-a zguduit lumea și vă mărturisesc că am pățit o noapte de groază prin care aș vrea să nu treacă neam de neam și dușman de dușman. Când alergam, eram o masă buimacă, am sărit de la etaj, scriam la o predică în momentul acela și am sărit în curte, cădeau țigle de la coșună, ne-am dus spre Jiu, s-a spart și a ieșit apă fierbinte și ne buluceam de colo-colo și nu știam ce să facem. Părintele Veniamin, care locuia cu noi și care atunci când nu făceam o treabă ca lumea, spunea, măi fișor, prișep, nu-i bine ce faci, măi fișor. Atunci părintele Veniamin a încercat și a reușit să disciplineze acest spirit gregar în care și eu făceam parte. Și când, evident, ne era frică de replici, și în momentul în care s-a liniștit totul spre ziua, după ce l-am scos de sub dărâmături pe colegul Giurca Alexandru, de sub niște pietre extraordinare și la care a ridicat împreună cu noi piatra, că gemea sub dărâmături, atunci m-a chemat și a zis, băi Mateescule, ai mă curaj să te duci, că nu știu dacă a căzut ceva pe aparatul meu de radio. Și m-am dus și l-am adus. Avea o bijuterie de aparat de radio. E, în memoria acelui aparat de radio, eu am venit să-i aduc părintele profesor un aparat de radio. Merge, părinte. Aveți și căști. Bine că te-am trimis, că dacă nu te-am trimis. Că e grozav să asculți un fost elev. Dar așa de... Cât aveați dumneavoastră atunci când, voi, când erați profesor dumnealui? Cât aveați? 34-37. Da, așa este, în 1970. Când se mai ascult Zoro, trebuie să vă spune nici da, sunt culise. Un cavaler, un bandit, Mai dorește și tot cavaler. Un haiduc al nostru. Mai dorește cineva? Justițiar. Părintele Grigorie. Vreau să transmit din partea părintelui Stareț sincere felicitări și urări de sănătate pentru că n-a putut. A fost probleme de mănăstire în dimineață și chiar și la seminar după aceea. M-a delegat pe mine. Îi urez și eu părintului Arhimandrit Veniamin sincere urări pentru că suntem amândoi moroșeni, numai că eu sunt dinspre Sighet, părintele dinspre Rohia, pe partea cealaltă. Și stând aici tot timpul, cred că și Părintele Chesarie s-a uitat puțin cam strâmb la mine, că am citit o carte chiar, adică am descris puțin cartea și noi am convenit. Cine? Părintele Giurgescu. Și eu priam deseori la acea expoziție de carte, dintre care o parte am citit. Mi-a dat Părintele, o parte am luat de la Mănăstirea Cozii, unde avem în bazar cărțile Sfinției sale. Îmi rămâne în memorie câteva predici foarte frumoase, că a trăit Părintele și la Cozia un timp oarecare și desori intram în camera Domniei sale, Sfinției sale, în cerere tare, și desori îmi spunea, vezi Părinte Grigore, toate acestea sunt citite de la cap la cap. Și stau și mă gândeam, desori când veneam mai pe la Părintele aici la Bistrița, că sunt legat de Mănăstirea Bistrița în sufletește, de aproape 28 de ani, și intram în chelia Sfinției sale și făceam o mică comparație cu chilia care are tablou pictat acolo în paraclisul din partea dinspre răsărit și stând aici pe scaunul acesta, evocându-se atât cultura cât și cunoștințele părintelui, mai scăpa câte o idee, câte o vorbă a cuiva de aici din sală, neconvenind
Iată, este dureros că deseori discut și cu părintele stareț Bartolomeu, ce părinte, trebuie să-i școlarizăm pe acești copii care vin la mănăstire, să aibă o cultură, pentru că avem lipsă de cărturari în mănăstiri. S-au spus toate, s-au rostit toate vorbele, înainte de a-l asculta în încheiere pe părintele Arhimandrit, pe sărbătoritul nostru, aș vrea să mai spun doar două lucruri. Întâi de toate, să-mi cer iertare părintelui Arhimandrit, pentru că acum 3 ani își pusese mari speranțe în ceea ce vom face noi, ceea ce vom putea face. Uite, din nefericire, nu am putut. Aș putea spune, părinte, că și dumneavoastră aveți o mică parte de vină, că dacă și dumneavoastră erați mai, nu vă retrăgeați și erați mai ofensiv, poate că reușeam. Deci vă cer iertare că, uite, n-am reușit să avansăm decât foarte puțin. E adevărat, au fost și cauze obiective cu această umiditate care, căreia nu, nu știu cum o să-i dăm de rost, mă rog, dar au fost mai ales greutăți subiective. Noi nu ne grăbim. Trei idei. Ne-am închinat. Se știe că poate rosti o predică. Foarte bine. Adică...